Bun găsit tuturor! Este o premieră pentru noi, pentru cei de la Asociația Nevăzătorilor, acest gen de eveniment și sperăm ca lucrurile să iasă bine. Sperăm ca cei pentru care ne-am adunat să fie mulțumiți și să reușim să le facem o bucurie, să le facem viața mai ușoară. Înainte de orice, înainte să începem, îi dau cuvântul pentru un salut colegului meu de prezentare, domnul Aurel Filip, promotorul acestei licitații în scopuri caritabile. Vă salut și eu, bine ați venit. Așa cum spunea domnișoara Izabela, este o premieră din toate punctele de vedere. A fost o întreagă nebunie să organizăm totul în 2 săptămâni. Noi spunem că am reușit cu ajutorul colegilor, desigur, altfel nu am fi putut face nimic și țin să mulțumesc tuturor celor implicați. Mulțumim pentru primele cuvinte, nu scăpați atât de ușor, va trebui să ne povestiți mai mult și mai multe. Și ca să începem așa cum se cuvine cu gazdele, o să-l rog să ne spună 2 vorbe despre acest eveniment, despre ce înseamnă el și despre ce ne așteaptă, pe domnul Tudorel Tupiluș, președintele Asociației Nevăzătorilor. Mulțumesc, Izabela. Dragi prieteni, este pentru prima dată când Asociația Nevăzătorilor din România organizează un eveniment caritabil în acest format. Dat fiind caracterul său socio-umanitar, Asociația Nevăzătorilor din România a oferit de-a lungul timpului sprijin unor entități, cum ar fi instituțiile de învățământ special pentru deficienți de vedere, a oferit sprijin unor centre, unor aziluri de bătrâni, dar și unor colegi nevăzători aflați în dificultate, fie pentru acoperirea unor cheltuieli legate de intervenții medicale mai dificile, fie pentru reparații de locuințe, dar, așa cum am spus, niciodată nu am făcut în acest format. Pentru campania umanitară Uniți pentru Semeni, asociația noastră va oferi bunuri în valoare de 7.500 de lei. Concret, este vorba despre produse de curățenie, produse de igienă personală, dulciuri, etc. Toate aceste bunuri vor fi livrate beneficiarilor în data de 25 octombrie. Este timp suficient până atunci să ni se alăture și alte persoane. Mulțumesc colegilor nevăzători care au făcut donații pentru această campanie. Mulțumesc agenților economici care au făcut sponsorizări. Și dacă tot suntem la capitolul mulțumiri, aș vrea să-i mulțumesc colegului Aurel Filip, nu numai pentru inițiativă, ci și pentru modul în care s-a implicat în organizarea acestui eveniment caritabil. Îi mulțumesc de asemenea pentru implicarea sa la meetingul din 19 septembrie, organizat de către asociația noastră, când peste 2.000 de nevăzători au protestat în fața guvernului pentru nedreptatea făcută în legea nouă a pensiilor. Am obținut garanția atunci din partea Guvernului, că solicitările noastre vor fi rezolvate prin adoptarea unui act normativ până la jumătatea lunii noiembrie. Sperăm că acest lucru să se întâmple pentru a nu fi nevoiți să mai ieșim încă o dată în stradă. Oameni buni, haideți să fim alături de campania noastră și haideți să dăm o mână de ajutor celor care sunt în dificultate. Mulțumesc, Aurel. Mulțumim, domnule președinte. Tot pentru 2 vorbe și un salut, îl invităm pe Mihai Diva, prim vicepreședinte ANR, să fie alături de noi și vocal. Bun găsit tuturor! Este un moment de bucurie și de emoție, întrucât, așa după cum deja s-a subliniat, pentru prima dată Asociația Nevăzătorilor din România construiește o donație în folosul unei alte organizații și a unor persoane cu o situație mai specială. În cazul de față, beneficiarul nostru este centrul de zi din Alba Iulia, gestionat de către Asociația Proiectul Viziunea Nevăzătorilor, centrul de zi în care se află copii cu dizabilități multiple, inclusiv nevăzători. Ne dorim să fim de folos semenilor noștri și să dăm acestei acțiuni o triplă valoare. Pe de o parte, este vorba despre faptul că
acest eveniment caritabil e menit să ajute să rezolve nevoile cu care se confruntă cei ce gestionează acest centru. Pe de altă parte, este vorba despre sărbătorirea Zilei Bastonului Alb, sărbătorire în avans, într-adevăr, pentru că Ziua Bastonului Alb, după cum bine știți, se marchează în fiecare an pe 15 octombrie. Deci sărbătorirea în avans a acestei zile, într-un fel în care nu s-a mai făcut până acum, prin generozitate, printr-un act de generozitate. Și sperăm ca acest mod de lucru în care nevăzătorii arată că se pot uni pentru cauza unor semeni cu probleme mai mari decât ei, să devină, de ce nu, o tradiție. În fine, în al treilea rând, ar fi vorba, cred eu, de un aspect prea puțin evidențiat, care însă are o semnificație aparte. Și anume, faptul că în această campanie s-au alăturat nu doar oameni care sunt membri asociației noastre, ci și nevăzători neafiliați. Iată că, dincolo de ceea ce ne desparte, este mai important ceea ce ne unește. Ceea ce ne unește este această dorință de a veni în ajutorul semenilor noștri, de a arăta, adică, faptul că nevăzătorii nu sunt doar niște oameni care cer și care își revendică necazurile, care își revendică cerințele, nevoile, care fac cunoscute dificultățile din viața lor de zi cu zi, ci și niște oameni care oferă. Niște oameni generoși, insist asupra acestui cuvânt. De aceea merită apreciat efortul tuturor celor care s-au alăturat cauzei noastre și care, iată, au făcut ca donația pe care o oferim astăzi să fie una consistentă. Pe lângă sumele de bani deja strânse, astăzi, după cum deja cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, astăzi vom licita aici bannerele și pancartele afișate la mitingul din 19 septembrie. În acest fel, atragem atenția din nou asupra unei probleme majore, și anume prejudicierea gravă pe care nevăzătorii o suferă din cauza noii legi a pensiilor, legea 360/2023. Acest act normativ, care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2024 și care a condus la scăderea pensiilor, la decizii de pensionare pentru nevăzători cu 60-80% mai mici decât pensiile aflate în plată, se impune remediat. Iar faptul că guvernul nu a avut un răspuns concret decât după ce ne-am strâns cu toții în Piața Victoriei, după părerea mea, arată că este foarte importantă această unitate în rândul nevăzătorilor. Numai uniți am putut să însemnăm ceva și să transmitem un mesaj de forță, un mesaj care să fie auzit și care să conducă la un pas real înainte, la eliminarea, la rezolvarea unei inechități majore. Și au fost, cum s-a spus deja, peste 2000 de nevăzători în Piața Victoriei pe 19 septembrie. Iar prezența lor a fost completată în mod fericit de existența bannerelor pregătite în avans, de melodiile pregătite în avans pe care le-ați putut asculta înainte de începerea acestei transmisii în direct. Pentru că aceste bannere au atras atenția inclusiv reprezentanților presei, pentru că aceste bannere sunt mărturia și amintirea unui moment special din istoria noastră, 19 octombrie 2024, ele merită licitate. Banii toți care se vor strânge astăzi, în urma licitării bannerelor, se vor adăuga la produsele și la sumele deja existente pentru a întregi o donație, sperăm noi, consistentă, semnificativă, care să ajute centrul de zi gestionat de către Asociația Proiectul Viziunea Nevăzătorilor. Vă invit așadar pe toți
cei care sunteți interesați de acest subiect, care înțelegeți dimensiunea aparte a efortului nostru, să vă alăturați campaniei, să contribuiți cu o donație în folosul centrului de zi de la Alba Iulia și să achiziționați bannerele pe care le vom scoate la licitație. Ele vor rămâne peste timp semnul prin care va merge mai departe o poveste frumoasă, o poveste de unitate, o poveste care ne spune ceva despre ce înseamnă în România comunitatea deficienților de vedere. Vă mulțumesc tuturor celor care deja v-ați implicat, mulțumesc domnului Aurel Filip, promotorul acestei acțiuni, fără eforturile dumnealui, fără insistența dumnealui, cu siguranță nu am fi ajuns astăzi să fim în direct. Vă mulțumesc așadar tuturor și vă doresc succes în acest demers, în speranța că vom contribui astfel la mai binele unor copii cu o situație foarte delicată. Mulțumim, dacă... Mihai. Domnul Filip, ce licităm? Încă nu licităm. Nu, licităm acum. Și acum ne spuneți povestea. Da, povestea este mai lungă și dacă tot am fost atât de scos în evidență, vreau să încep povestea încă din copilărie, dacă îmi permiteți. Am stat și m-am gândit zilele trecute că poate titlul acestei campanii ar fi trebuit să se numească Îngeri pentru Îngeri. Să începem cu primii îngeri. Primii îngeri au pășit în școala din Austrului, în școala de la Buzău, în școala de la Cluj, în școala de la Timișoara și purtau numele Tubiluș, Cătălin Nicolaidi, Ioniță Liviu, Nelu Câmpean și așa mai departe. Îmi cer scuze pentru cei pe care nu i-am enumerat acum. În acea perioadă, la 7, 8 sau 9 ani de zile, întindeam o mână după o felie de pâine în plus. În acea perioadă, dacă un geam era spart, foloseam o pătură bătută în cuie. Cred că Dragoș Vântie este aici în sală și își mai amintește de acest episod. O iarnă întreagă să dorm într-un internat, într-o cameră în care geamul era spart și ca să ne protejăm de vânt, foloseam o pătură. Apoi a venit perioada 88, 90, 92, fiecare în funcție de anii în care au terminat și am ajuns la liceu sau la școala profesională unde condițiile au cam fost aceleași, din păcate. Unii poate privesc acea perioadă și o numesc o perioadă foarte tristă. Pe marea majoritate dintre noi acea perioadă ne-a călit. Acea perioadă ne-a pregătit pentru viață și poate ne-a făcut un pic mai bun, că de aceea suntem astăzi aici. Și un lucru care poate nu s-a spus sau nu ne-am gândit la el, mie mi-a trecut personal dimineață prin cap. Cred că demararea acestei campanii, în cel mai nepotrivit moment, a fost o nebunie. Dar oamenii au dovedit cât de generoși și cât de deschiși sunt. În momentul în care statul român decide să-ți ia între 60 și 80% din pensia pentru limită de vârstă, pensie pentru care ai muncit și ai contribuit, nevăzătorul de rând are puterea să bage mâna în buzunar și să fie generos. Lucrul ăsta nu s-a spus și eu cred că este un lucru extraordinar. Țin să-i mulțumesc domnului președinte Tupiluș, nu în calitate de președinte al asociației, ci în calitate de om. A avut telefonul deschis tot timpul pentru mine și numai sediul ăsta nu i-l-am cerut. În rest, domnul președinte, mai trebuie ceva. Domnul președinte, mai dați ceva. Ieri la prânz am constatat că uitasem, de exemplu, să punem mâna pe două mingi din acelea speciale pentru copii. Și mi-am permis, deși era duminică și era la prânz, să-i dau un mesaj. În secunda 2, dânsul m-a sunat și m-a întrebat ce s-a întâmplat, ce mai e. Domn președinte, mai putem pune și două mingi acolo? Eu zic că e un mare lucru.
Asociația nu este o entitate foarte bogată și cu toate astea a răspuns pozitiv. Au răspuns pozitiv și sponsorii noștri, dacă îi vedeți în spate. Și merită să îi enumerăm. Massage Med, firmă deținută de unul dintre colegii noștri și care are angajați nevăzători. Putem să aplaudăm? Foarte sigur. Firma are de security de la Craiova, la fel, care are angajați nevăzători. Vreau să vă spun că nu a durat decât 10 minute din secunda în care am dat telefon până mi-au răspuns pozitiv și au fost de acord să cumpere aparate pentru sala de kinetoterapie. 10 minute doar. În condițiile în care am trimis 10 de mail-uri la firme foarte mari în care le-am solicitat produse, n-am cerut la nicio firmă bani. Banii au donat decât nevăzătorii în persoană fizică, pe persoană fizică. Și am sunat la firme la care am verificat bilanțul să fiu sigur că au posibilitatea financiară să facă donații și, din păcate, nu au răspuns pozitiv. În timp ce nevăzătorii, fie ei afiliați sau nu, au contribuit din puținul lor și, repet, cu grija zilei de mâine, au contribuit cu o sumă care se ridică la 14.686 de lei, cred. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este extraordinar. Se aplaudăm și pe ei. Au depășit cu mult așteptările. Au depășit cu mult așteptările și încă o frază, dacă îmi permiteți, să vă spun foarte pe scurt povestea. Urmăream această fundație și activitatea ei încă de 3-4 ani alături de colegul și prietenul Cătălin Nicolaidi și ne tot gândeam cum să facem și ce să facem pentru acei copii să-i ajutăm. Și pentru că în data de 19 septembrie, când a avut loc meeting-ul, am reușit să obținem niște discounturi destul de consistente la bannerele faimoase pe care astăzi o să avem posibilitatea să le licităm, ne-a rămas o sumă mică de bani. Și atunci, chiar nu mi-aduc aminte dacă eu sau Cătălin a venit cu ideea și zice, ce-ar fi să pornim de aici? Și asta este istoria poveștii. Am început să punem la cale totul. Au fost sute de telefoane, zeci de mail-uri, persoane cu care am încercat să discutăm. Și o să vedeți că o să intrăm mai târziu în direct. Ce aș vrea să subliniez, modestia doamnei Maria Bolea, care, nu știu, în accepțiunea mea și doamna este mai mult decât un erou. O să vedeți povestea fundației, care este de o modestie. Discutam la telefon, încercam să o convingem să ne prezinte lista de necesități și nu avea curaj să ne prezinte nevoile fundației. Și tot timpul încerca să caute să ne spun avem nevoie de produse mai ieftine sau nu avem nevoie decât de un singur lucru sau... Mă rog, este o doamnă deosebită, nu o cunosc personal, vom avea ocazia pe 25 octombrie, când patru familii se vor deplasa la Alba Iulia și pentru a nu exista niciun fel de umbră de îndoială, vom merge și vom achiziționa produse pe baza listei de necesități înaintată de fundație. Și aș vrea să-i nominalizez pe cei care merg, pentru că este foarte important că o fac pe timpul lor și pe banii lor. Deci, toată deplasarea, cazare, transport și, mă rog, cheltuielile aferente pentru cele două zile pe care le vom petrece acolo, vor fi suportate din buzunarul propriu. Și am să încep primul, dar nu cel din urmă, domnul Florentin Rădulescu, din partea Asociației Nevăzătorilor, domnul Ionuț Glogojan, care mi-a fost alături și la fel a răspuns prezent ori de câte ori l-am sunat și i-am cerut sprijinul. Familia Strete de la Massaj Med, care la fel întotdeauna au răspuns prezent. Mai vreau să-i menționez pe domnul Nelu Câmpean, care este autorul moral a acestor bannere, care la fel a răspuns întotdeauna prezent, indiferent de oră, că era 5:30 dimineața, că era 10 seara, deși are... doi copii, mă rog, așa, întotdeauna mi-a fost alături, Ștefan Halus și nu știu, sunt mulți, să mă ierte cei pe care i-am uitat. Încă o dată vreau să subliniez suma strânsă, care pentru unii poate nu pare
foarte, foarte mare. 14.686 de lei. Donată de oameni care au rată la casă, donată de oameni care au grija zilei de mâine din cauza tăierii pensiilor. Sper că n-am vorbit prea mult, sper că n-am spus lucruri nepotrivite. Izabela? Vă mulțumim și a venit momentul să stăm de vorbă cu primul invitat al nostru, domnul Glogojan. Păi, atunci să trecem la doamna Bolea. Mergem mai departe. Dar mai întâi nu ar fi oportun să-i citim pe câțiva dintre donatorii noștri. Sigur. Vorbim aici despre familia Toma din Chișinău, despre Vasile Giambașu, despre Enică Demeter, despre Ioan Ștefan Ferenț, despre Ștefania Tărtăcuță, despre Alin Florin Moldovan, Angelica Constandache Baran, Maria Botuș, Moi Grădean, Maria, de la Cluj. Ina Botușneanu, Nicoleta Laura Vieru, Liviu Marian Ioniță, Paraschiva Seliman, Vasile Carapit, Valentin Florin Diaconu, Andreea Rogovski, Anca și Victor Ion, Florin Popa, Gigica Stimie, Gabriel Popa, Maria Iacobescu, Titica Tiupșan, Elena Roman, Elena Roman, Ilona Laura Cun. Mulțumim tuturor și avem primul invitat, pe domnul? Pe doamna. Pe doamna, iertați-mă, domnul Glogojan nu ne-a răspuns, poate ne va răspunde mai târziu. Doamna Maria Bâlea, rog pe domnul Filip să facă oficiile. Să rămâne, doamna Maria! Bună ziua! Bună! Putem să o salutăm și pe domnișoara Cristina. Da, da, ea din ce au dat, ce au lăsat, O să o invităm pe domnișoara Cristina, este una din beneficiarele centrului, este fata doamnei Maria Bolea și ne-a promis că o să ne cânte un cântecel. Te ascultăm, Cristina! Noi să auzim. 1, 2, 3 și... Da, din păcate... Mai cântă-vă, hai să vedem care mai cântă. Vreau să râd, să cânt și după aceea gata, mamă. Haide. Da, bucure. Și domnul Filip, te ascultă. Da, haide. Răspunde. Da. Până să-i merge așa. Da, cred că trebuie să țineți telefonul puțin mai departe, doamna Maria. Și nu va fi,
Mulțumim, Cristina! Mulțumim foarte mult! Cristina, a scăpat repede, poți să merg de copiii la masă, sigur, că eu am loc pentru masă. Dar dumneavoastră rămâneți. Da, da, eu rămân, dar no, să nu le schimbăm programul. Sigur. Hai. Da. Bun. Da, puțin au creștem la mișită de la masă, că a fost după aceea vie. Sau vreți să mai cânt? Nu, no, du-te cu Maria la față, te rog. Da? Hai! Haide! Pa, pa! Vă ascultăm! Povestiți-ne puțin despre centru! Păi, am început povestea când am luat-o pe Cristina și pe fratele de la Neagă. Și la nebunul la Cluj, noi ne-am pus pentru că e și cu autism. Și atunci am început acasă să vedem ce putem să facem pentru ea, că am văzut că totuși are ambiție, vedeam că are aptitudini, așa, chiar dacă atunci nu vorbea și nu se exprima. Dar am văzut că poate și am luat legătură și am plătit un psiholog și un logofet ca să o învețe să, când, să vorbească și după ce s-a dat drumul, am luat legătura cu Andrei Pan, știu că am scris și am văzut că e pe cum că no, Andrei e no, la nivelul lui și nu vine la... O venit un pic la Cristina, dar la el nu poate să lucreze cu copiii ăștia. Și atunci am început așa, încetul cu încetul. Am crezut că sunt mai mulți, că de la Direcția de Protecție Mediacă mai mulți copii cu nevădători în Alba, dar nu s-a dovedit asta și am contactat, cum am putut, am găsit câțiva. Mai vin încă patru. Cu Cristina patru sunt și avem și o doamnă care lucrează, care are probleme mari de vedere cu un ochi, nu vede și o să-și pierde și la celălalt ochi, e angajată la noi. Dacă vreți, merg ca să vedeți că ea lucrează acum cu un copil. Doamna Maria, și... câți beneficiari sunt la asociația? Da, cam 40. 40? Și... Da. Și care sunt bolile, afecțiunile acestor copii? Cu ce probleme se confruntă ei? Avem o fată care e aici la copiii ăștia mari cu tetrapareză spastică, autism și asociat. Și autism, cine și nu, cu probleme că nu merg nici prea chiar corect dacă sau nu vorbesc, care sunt cu autism, sunt care nu vorbesc. Dar nu știu lucrurile elementare, că vreau să încercăm să învățăm aici, să mănânce, să se scăle pe tine, să te ducă la baie singur, să nu mai aibă pampers. Asta era următoarea întrebare. Ce faceți concret în acest centru de zi pentru copii? Care sunt activitățile? Da, care este programul lor? Îi învățăm, vedem la ce nivel când evaluează prima dată. Îi învățăm să mănânce singur, să se spele singur, să meargă la baie, să nu mai aibă pampers. Să întindă haine, să facem o mâncare cu ei, cât de cât să fie independent, să duc o viață cât mai normală. No. Ce să facem? Că vedeți că nu sunt acceptați, că sunt atâția roboți de hai să zici că noi am fi făcut și să împărțim reclame cu ei, să mai plimbăm pe drum, că sunt mai grași unii dintre ei, că nu pot părinții să-i controleze. Nu ne-au acceptat. Acum vedeți că se fac online și reclamele. Strângem gunoaie de pe stradă, vă spun drept, îi ducem pe câte o stradă, mergem la cumpărături, facem pizza cu ei, facem mâncare cu ei, le facem masaj, dar le facem masaj de la 3 la 4,
Cum știe ea? Nu, ce să vă spun, că n-am găsit pe nimeni care să învețe, că nu, cu copiii ăștia nu vrea nimeni să... Nu au încredere că pot să facă ceva, dar ați văzut că Cristina cântă. Face masaj la copii. Cum am știut noi am învățat, vă spun drept. Dar face la toți copiii și îi pun și pe ea la să-i facă și ești așa pe rând. Am zis, când dau un bunic sau ceva acasă, poate are nevoie și se duce și îi face un masaj pe spate când îmi doare sau pe mână, pe un picior, ce să zicem. Că îi avem în familie și ce să facem cu ei. Dacă îi ții numai cu medicamente, ei își dezvoltă tot felul de obiceiuri greșite, știți? Dacă îi ții numai acasă. Spuneți-mi, câte ore petrec copiii în centru pe zi? De la 8 la 4. Și ce vârste au? Între ce vârste sunt copiii dumneavoastră? De la, am avut și de la 2 ani jumate, avem de la 2 ani jumate până la 35. Aceștia nu sunt copii, sunt deja adulți. Păi da, știți ce, așa am vrut ca să facem asta, că devin adult și nimeni nu acceptă să lucreze nici una sau să le dea pe activitate. Și atunci cu ei măturăm, facem curat în spațiile unde sunt ăștia mici. Și... De ce fel de ajutor beneficiați? Cum vă subvenționați? Cum reușiți să vă finanțați? Cum reușiți să rezistați? Noi am lucrat în Germania și de pe acolo, când am fost la Cluj ca să ne ducem la nevăzător cu Cristina și am venit acasă plângând că nu mi-au primit, chiar atunci a venit în vizită un domn, o familie din Germania, pe unde am făcut curățenie și o zis, nu se poate așa ceva, lasă că faci aici, că ai spațiu și te ajutăm noi. Și au făcut noi acolo asociație, ne ajută ei cu o parte din bani și restul pun părinții, mai am găsit sponsori, dar foarte greu găsim sponsori. Și donații și ce pot să noi ca părinți. Și unde vă desfășurați activitatea? Sediul dumneavoastră? Cum? Ce este el? Aici la noi acasă. Deci, dacă vreți, vă arăt tot în spațiu. Aici suntem în fostul nostru garaj. Nu, aici e fostul nostru garaj. Aici sunt copiii care vin. Că au pozele așa. Avem materiale aici cum am putut să facem cu noi aici, se pun un pic la relaxare și mai avem acolo saltoane pe care se întind astea adulții. Așa. Prea foarte... Aici e o postă de rasă și aici sunt și pachetele de la dumneavoastră și aici am pus un hamac, că asta îi liniștește. Aici se face logopedie, că am făcut astea, așa, și aici mai, ce pot să fac, aici e o baie, dar avem și uscător, că cu ei întindem și hainele, ca să-și învețe să întindă hainele. Aici cum am avut roșii. Aici e o bucătărie în care mănâncă o grupă de copii, că mănâncă așa pe rând, că dacă nu se ajută unii pe alții. Așa. Ăștia și mai mici. Așa. Avem aici un subsol. Vă arăt aici un subsol. În bețul nostru am început. Da. Nu, nu. Mulțumim și felicitări, să-i aplaudăm pentru tot ce fac ei acolo la centru. Mulțumim foarte mult. Ne mai auziți? Ne mai auziți, doamna Maria? Nu are semnal. Nu-i nimic, ne aude. Refacem legătura. Vom reface legătura. Important e să-i ajutăm pe copii. Da. Aș completa eu ceea ce nu a spus doamna Maria. Sau tot pentru copii ăștia mici. Vă mai auziți? Acum vă auzim. Da, aici am eu o sală unde am pus aici sub scări niște biluțe. Să mai liniștim. Și aici Ana, că trebuie să-i tot izolăm, că tot așa către 3-4, că fac curând. Și aici unde băgăm haine la mașină cu ei.
Așa. Gemina, uite că dânsa e cu probleme de vedere. Hai să dați ceva să... Dar nu am să se detecționăm. Nu am făcut probleme. Hai să apărut ceva. Uite cum sunt. Ce faceți? Eu sunt Gemina, sunt pedagog de referere la centru și mă ocup de partea de terapie cognitiv-comportamentală și meloterapie. Ce am eu de zifire de cornei și glaucom și nistagmus și multe, multe și cu un ochi nu văd deloc și cu celelalte 20% din cât ar vedea o persoană normală. Deci cam asta. Mulțumim, mulțumim doamna Maria, mulțumim Gianina, mulțumim Cristina, aplauze pentru toată lumea. Doamna Maria, noi tot respect, doamna Maria. La noi, chiar vă respect din tot sufletul. Sperăm să găsim colaborare și cu primăria, cu școala, cu... Ce să vă mai zic? Bine, avem grădină foarte mare de acolo în nou. Cu găinușe, cu din astea, cu iepuraș. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult și... Noi vă mulțumim, auziți, nu vă spun nimic. Când vă respect, v-ați gândit la noi să mergem încă un pas înainte, vă rog să mă credeți. Toată recunoștința și sănătate și toate cele bune. Dacă putem să facem ceva, chiar am zis că când am face ceva, să ne vădă prin ce dar uite că... Nu, lumea asta nu se înțelege că trebuie să ne acceptăm așa cum suntem cu copiii ăștia. Ce să facem cu ei? Mulțumim mult și tot respectul pentru nobila misiune pe care v-ați asumat-o. Tot respectul. Noi vă mulțumim că v-ați gândit la noi, oameni buni. Să rămâneți cu timp. Să stați ce vorbim, vă doresc. Să faceți în continuare bine și dumneavoastră și noi cum putem. Doamna Maria, de la Asociația Nevăzătorilor, sunt Tudorel Dupiluș. Pe lângă produsele despre care am vorbit mai devreme, vă vom trimite o trambulină pentru exerciții fizice. Înțeleg că cea pe care o aveți este defectă. Deci veți primi, da, veți primi zilele următoare o trambulină nouă. De asemenea, vă trimitem două mingi de, mă rog, cu clopoței cu care să se joace beneficiarea dumneavoastră. Bine, mulțumim frumos! Sponsorizările totale din partea Asociației Nevăzătorilor. Văd că domnul președinte este modest. Este modest. Așa. Da. Sponsorizările oferite de Asociația Nevăzătorilor sunt în valoare de 8.000 de lei. Mai avem... Și toate cele bune. Vă mulțumim din suflet. Pe lângă celelalte n-ați scăpat așa ușor. Dumneavoastră să aveți spațiu liber pregătit cum am convenit. Până în acest moment, în conturile noastre s-au adunat 14.600 de lei, pe lângă sponsorizările care le-ați primit deja din partea firmei Masaj Med în sumă de 1.500 de lei și aparatura pentru sala de kinetoterapie trimisă de ARD Security. Cineva din sală vrea să vă pună o întrebare. Cătălin? Câți copii aveți dumneavoastră în momentul ăsta școlari la care... Poate să merg la școală? Majoritatea ăștia care sub 18 ani sunt scris ori la grădinică, ori la școală. Merg și de aici cu un soțitor. Până pe la 10 cât pot să stea, că nu, te obligă și pretează pe părinți. Asta este. Deci am fost într-un liceu, deci în Ministerul Învățământ am lucrat și vreau să mă întreb așa. Ați fost la casa corpului didactic să vă ajute cu psiholog și terapeuți? Nu știu ce să vă spun acum. Deci casa corpului didactic. Eu am fost, vă spun drept, și la inspectorat. Nu inspectoratul, casa corpului didactic. Da, și la inspectorat și la școala de schiară. Vă spun drept că am întâmpinat tot o condiție și neacceptă. Deci, efectiv, nu înțeleg de ce vin copiii la noi și nu... și nu merg toată ziua acolo să stea efectiv 4 ore. Deci, cu copiii ăștia, eu ce-am observat, domnule, eu dacă pe Cristina, eu i-am plăcut psiholog și logopedie, terapeut ocupațional, dar vă spun sincer că
încă atunci, în 2006, când mi-am luat, nu se știa exact ce se însea, ci vă spun, eu am învățat cu Cristina și am înțeles că s-au învățat lucrurile astea, dar ăla la care au fost la 100 de specialiști în țară, în mult mai jos, pentru că s-au dus pe, nu pe altă, în pluginile lor, să duc, să scrie, să citească, ce să fac copiii ăștia, că ei nu știu cum îi cheamă, dar zic că eu, Cristina, dar dacă... De exemplu, mi-a zis mami, dar când am început de rând, am văzut copii și m-a zis altcineva, Maria, mi-a zis chiar Maria. Deci ei nu autiști, nu înțeleg. Deci casa și ne-am dus pe aptitudini. Și nu ne acceptă, vă spun drept, nu, no, așa cum ai mă scandal cu părinții și mă rog. Cu școala eu nu mă mai lupt cu ei, că nu, nu mai am timp, eu mă ocup de copii și nu... Nu, no, asta e situația la noi, vă spun drept. Deci casa corpului didactic Alba. Da. Mergeți acolo, faceți scris, scris cu cere către secretariat, că aveți niște copii în care să vă dea, vă dă inclusiv profesor acasă. Dar faceți scris. Da, da, dar puțin, nu le aprobă, la ea care umblă, la asta cu tetra pareză spastic că eu aprobat, că vine aici o doamnă învățătoare de 12 săptămână, 2 ore, dar la ăia care umblă nu le aprobă. Decât o mamă de-a luat un copil care s-a luptat cu el și s-a pus de amintrietul, bine, și eu m-am luptat, că nici nu am dus-o, că n-aveam la ce să o duc acolo. Și au reușit, dar în rest e obligă, așa cum a venit mama cu copilul, merge să stă acolo lângă el în bancă, că copilul e altfel și nu... Nu, și după aia vine aici și stă până la 4 și mâine vine de dimineață și... Dar nu vreau ca să mă mai lucruie, vă spun repede. Și asta e lumea în care trăim, nu înțeleg că ei, fac, ei nu reprezintă copilul, să știți, interesele. Chiar asta vă spun. Și de la grădiniță acum am amenințat că nu-i mai lasă, dar vă rog, nu spuneți. Știți cum? M-am dus într-o ședință la direcția de protecție, chiar atunci după început și copiii erau la mine în plasament și am zis, uitați, și-o văzut că Cristina e bine și haideți o geamă și așa. Și domnul, ce am văzut eu vă spun concret, domnul inspector de la inspectorat era atunci pe special, deci uitați cartea mea de vizită, haideți mâine la școala specială să povestim. Păi eu am zis așa, trebuie să ne uităm la copiii ăștia pe aptitudini, că ăștia nu sunt să le-am niciodată scris, deci abstractul ei nu-l înțeleg. Și m-am dus a doua zi foarte entuziasmată, domnule dragă, că eu n-am școală, dar am zis, uite-mă că totul să-l înțeles. Și, du-te pe la masă, da. Știți ce a zis către mine? Aveți de grijă că ne-ați lovit sub cintură. Eu am rămas șocată. Am crezut că îmi pune... Nu știu, de ce efectiv, șocată. Eu pe învățământ nu am vrut să mă acreditez și să mă apuc să mai plătesc pe cineva să fac niște hârtii. Copiii ăștia n-au nevoie de hârtii, au nevoie de un spațiu, unde să duc o viață cât de cât normală. Pentru că ei nu ne înțeleg pe noi, dar nici noi n-am apucat să-i înțelegem pe ei. Că încă eu... avis autismul ăsta, mă înțelegeți? Și nu, și alte afecțiuni, că v-ați spus, și alte afecțiuni, nu numai. Eu am zis să facem grupe de copii care sunt compatibili și să facem, să ne ținem să mai cânte, îi plimbăm, v-ați spus. Noi am face și cumpărături pentru cineva și am pune într-un crucior să ne ducem. Dacă credeți că ne acceptă, am vrut să mergem într-o livadă să culegem. Acum culegem și noi ca adulți, dar culegem și copii și mai scoate de aici. Chiar pe vineri am avut programat. Dimineața loc când scrie, nu mai merge la cules, nu mai veniți că nu mai merge. Deci nu suntem acceptați, ăsta e adevărul, nu. Vreți să credeți sau nu? Din păcate, eu ce pot să fac aici, fac. Avem și aici livadă și facem dulceață și... chiar astăzi am făcut aroade găluse de prune cu ei, am împachetat acolo cum am putut. Facem și pesmet cu ei. Lucruri simple. Bun, m-am gândit să poată părinții să lucre ustori ca să nu mai fie... cu gândul acolo, că și intră în depresie dacă tot, stau tot cu copilul acasă și merg și acolo la școală. Noi avem aici ăștia care spun la 33 de ani, ăștia asistența tot au diplome de 10 clase. Mulțumim, doamna Maria! Mulțumim frumos! Ce facem cu diplomele? Ce să facem cu diplomele? Că așa au zis domn director, că m-am stat atunci când mă chema, zice, eu le dau o diplomă, tu ce le dai? Ok, vă mulțumim frumos, doamna Maria! Ne vedem pe 25. Vă rog, auziți, nu mai vreau ceartă cu autoritățile. Nici nu m-am mai dus la ei să cer bani de vreo câteva mâni, pentru că am văzut că bat cu ușa care e închisă. Dar să ne lași mult în pace. Nu ne certăm cu nimeni, vă mulțumim. Ok, vă mulțumim frumos. Doamne ajută.
Doamne ajută! Sănătate și numai bine! Și să vă toate cele bune doresc și mulțumim încă o dată! Mulțumim! L-am găsit pe domnul Glocojan? Da. L-am găsit. Îl ascultăm. Vine imediat. Până vine domnul Glocojan, aș vrea să subliniez eu un lucru. Doamna a trecut foarte rapid peste poveste, cum a luat ființa acest centru. Doamna avea o fată care crescuse, care a preferat să rămână în Germania, să-și facă acolo un rost, s-a întors, s-a dus la un cămin de unde a vrut să ia în plasament să înfieze un copil și a găsit-o pe Cristina și pe fratele ei Geamăn, care este în Germania. Și Cristina era nevăzătoare complet și autistă și nimeni nu dorea să o ia. Și doamna a pornit această nebunie de aici. Am fiat cei doi frați. Îți trebuie curaj să înfiezi un nevăzător. Un nevăzător care mai are și un handicap asociat, cred că deja... În fine. Ok, îl avem în direct pe Sebi, ne auzim? Bună ziua! Bună ziua! Sebi, în primul rând, eu vreau să-ți mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-ai acordat, pentru timpul pe care ni l-ai acordat, pentru faptul că ai răspuns prezent ori de câte ori te-am sunat și n-a fost de puține ori. Este reciproc. De fapt, marea mulțumire trebuie să vină către tine pentru că tu ai avut această inițiativă. Și eu m-am bucurat foarte mult la reacția comunității. Este o surpriză foarte plăcută să vedem că ne putem implica și putem ajuta la rândul nostru oameni care chiar au nevoie de ajutor. Vorbiți-ne despre dumneavoastră. De ce ați simțit nevoia să veniți alături de această cauză? Ce v-a impresionat? În primul rând, faptul că au oameni, copii sau adulți care sunt cu nevoi poate mai ample decât ale noastre. Și fiind un centru de zi unde ei se descurcă acolo, din câte am înțeles, destul de greu totuși, e clar că au nevoie de suport și nu doar în această perioadă, poate vom reuși ca și pe viitor să-i ajutăm. Poate noi, poate alți oameni sau companii, dacă vom reuși să facem anumite demersuri împreună. Vă mulțumim! Mulțumesc. Și reținem apelul dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și vreau să vă mai spun că sunt puțin emotiv, nu prea am obiceiul să vorbesc. Nu știu, să știu că m-am de foarte mult pe lume și am puține emoții. Vă mulțumim și reținem apelul dumneavoastră ca toți cei care pot și vor să ajute să vină alături de acești copii. Le mulțumim foarte mult. Și să le facă viața mai bună. Tuturor. Vă mulțumim, mulțumesc și vă salutăm! O zi bună, Sebi! Eu mulțumesc, o zi bună tuturor! Dacă îmi permiteți, aș adăuga că Sebi este unul din confrații noștri, am să folosesc un termen care poate sună dur pentru unii sau nepotrivit, dar acum am să-l citez pe Cristi Simion. Deci, Sebi Glocojan este orb bocanc. Deci, adică mai mult, trebuie să ne și explicați. Așa, nevăzător complet. Culpăr. Deci, nevăzător complet, Cristi Simion folosește termenul orb bocanc și a spus că nu ar trebui să ne jenăm deloc de termenul orb, pentru că era folosit încă din Antichitate sau încă din Biblie, poate fi întâlnit, așa că... Așa este și pentru că vorbeam de oamenii care ar trebui să vină alături de noi, să le mai mulțumim unora dintre cei care deja au venit alături de noi și au donat. Este vorba despre Nelu Mocanu, despre Aurelian Vieru, despre Marioara Drăgan, Luci și Viorel Glocojan, Sebastian Glocojan, iată-l și pe lista donatorilor, Marian Zamfir, Ionel Laiber, Elena Călin, Valentin, Valeriu Borșan, iertați-mă, Ștefan Moisei,
Eugenia Stamate, Emanuel Bucnaru, Elisabeta Vâlcică, Iulian Lesneanu, colegul meu, Mariana Artemie, Florentin Rădulescu, Gheorghe Tuțică, Mitică Tiupșan, Ștefan Cristian Halus, Tudorel Tupiluș, pe persoană fizică. Morariu, exact, Nicolae Blenda, Daniel Daniel Badea, Adelin Cosmin Tănasă, Răzvana Nicoleta Neamț, Ana Maria Pepa, Adriana Holban, mulțumiri tuturor! Să-i aplaudăm! Mai avem oaspeți? Mai avem oaspeți în direct? Pe domnul Florentin Rădulescu, vicepreședinte ANR, președintele filialei Cluj, îl salutăm în direct! Bună ziua, mă auziți? Vă auzim foarte bine! Vă mulțumesc pentru invitație. Doresc să îmi exprim satisfacția pentru evenimentul care are loc astăzi și pentru implicarea tuturor celor care au participat până în acest moment și care participă la el. E un lucru deosebit, o inițiativă frumoasă care mi-aș dori să devină o tradiție, anume în preajma zilei Bastonului Alb, ziua noastră a nevăzătorilor, să ne permitem acest lux de a fi generoși cu anumite cauze, cu anumiți, nu știu, nu neapărat persoane cu deficiențe de vedere, dar pot fi și alte cauze pe care le putem susține, pentru că e important să arătăm că nu suntem egoiști și preocupați doar de problemele noastre și că suntem atenți la nevoile celorlalți cu alte dizabilități sau cu alte nevoi, pentru că, sigur, nevoi există multe și peste tot și merită să fim receptivi la ele. Mi-aș dori să achiziționez și eu un banner de acolo, însă nu am apucat să vorbesc cu nimeni să mă ajute în sensul ăsta. Nu știu dacă cum se întâmplă, dacă deja are loc procesul ăsta de licitație sau cum funcționează, dacă mă puteți ajuta. Fără probleme, imediat. Veți primi tot ajutorul de care aveți nevoie. Nu vă faceți nici... Dați-ne pinul de la cap și se rezolvă. Dacă vreți să dați bani, nu vă rătăciți cu noi. Am unul pe care mi-l doresc. Asta am apucat să mă informez ce variante avem și dacă nu a fost deja achiziționat. Florentin, licitația încă nu a început. Din păcate am încurcat, nu știu de ce, s-au încurcat unele BNR. Deci va trebui să vorbești cu Petrică de la Tehnic să urmărească, pentru că BNR-le nu sunt în ordinea și, în care sunt și pe care îl doriți, pe acela îl veți primi. Dar poate să le ia pe toate, să fie sigur. Pe acela. Eu iau pe 13 cu copilașul cu legat la ochi, cu bagheta care ridică covrigul.
Să vedem exact la lipsește. Acela lipsește. Va trebui să licitați altul. Căutăm. Lipsește? Ne uităm un pic. Nu mai un pic. Nu este, nu este. Nu, nu este. Nu, păi e ăla care l-a schimbat. Și ăla pe covrit cu călare? Și nu putem să trimitem după el sau cum? Nu, nu, nu. S-a pierdut la meeting, probabil. A fost subtilizat. Dezamăgit. Da. Dar în compensare puteți să le achiziționați pe toate celelalte. Asta să vă răspunați. Fără de la licitația încă trebuie să mă consult. Da. Avem un costum popular frumos, mai avem un ceasuri brai, bastoane, plușuri. Avem de toate. Avem de toate. Da, nu știu, acum o să revin, dar când se face? Te sună Petrică și te sună Petrică, Florinte. Bine, bine. Ok, mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim foarte mult, să-l aplaudăm pe domnul președinte. Avem un vorbitor, un oaspete din sală și îl invităm să ne spună două vorbe pe domnul Cătălin Nicolaidi, colegul meu de la Regina Elisabeta și ajutorul de nădejde al domnului Filip, așa cum mi-a spus. Cătălin, ai cuvântul? În primul rând, cred că trebuie să transmitem tot respectul și toate aprecierile pentru Asociația Nevăzătorilor, pentru că și-a luat foarte în serios rolul social pe care îl are și alături de Filip Aurel au pus în scenă acest spectacol care ar trebui să ajute o categorie defavorizată. Pe de o parte și noi înșine suntem o categorie defavorizată, însă tocmai acum este un moment bun să demonstrăm că suntem niște oameni care putem să dăm și noi înapoi societății, societate de la care cerem și noi la rândul nostru să ni se respecte anumite drepturi. Și cu ocazia asta ar trebui să nu uităm că guvernul încă nu s-a ținut în totalitate de promisiune și nu a rezolvat nici problema pensiilor, nici problema celor care vor ieși la pensie. Și pe lângă momentul acesta pe care noi îl avem acum, ar trebui să ne rămână în gând această situație și să o încercăm să o rezolvăm pe cât de mult putem și pe cât de bine se poate. În încheiere, încă o dată vreau să mulțumesc din suflet asociației că merge pe drumul pe care trebuie să pășească și să fac un apel către toți nevăzătorii să ne dăm seama de rolul pe care îl are asociația pentru noi și faptul că sunt mult mai multe lucruri care trebuie să ne unească decât cel care trebuie să ne învrăjbească și să ne țină departe. Asociația trebuie să existe pentru noi și noi să fim parte și să contribuim în limita posibilităților fiecăruia pentru ca aceasta să se dezvolte. Mulțumim, mulțumim și l-avem alături de noi, tot pentru un salut și pentru gânduri bune, pe domnul Virgil Lazăr, care ne vorbește, ne salută de la Brașov. Bună ziua tuturor! Mă bucur să particip chiar și prin telefon la acest eveniment. Noi la Brașov avem o tradiție, ca să spun așa, în colaborarea și cu alte organizații ale persoanelor cu dizabilități și nu numai. În urmă cu mulți ani, cred că cu 15 ani, am înființat un comitet pentru studierea persoanelor cu dizabilități. Un comitet care a funcționat mai cu sincope, mai
mai bine câteodată, dar colaborăm punctual pe diverse proiecte și cu alte asociații. Avem o colaborare strânsă cu Clubul Lions din Brașov, care are printre obiectivele sale sprijinirea nevăzătorilor, dar și altor grupuri vulnerabile. Împreună facem aproape fiecare an așa numită cină pe întuneric. Eu am participat la un astfel de eveniment în cadrul unui proiect în Germania. Acolo era un restaurant în care lucrau nevăzători și în care tot timpul cina se servește pentru întuneric. La noi nu am putut implementa un astfel de proiect, să deschidem chiar un restaurant, dar în general, de ziua pastorului alb, împreună cu Clubul Lions, pentru că Clubul Lions are și o contribuție la nivel internațional în marcarea acestei zile și în declararea pastorului alb ca simbol al nevăzătorilor. Chiar și mâine vom avea un astfel de eveniment și o parte din fondurile strânse vor fi destinate filialei noastre pentru achiziționarea unei imprimante performante 3D. În cadrul acestor strângeri de fonduri am ajutat și persoane, cum ar fi copii care aveau nevoie de ochelari și părinții nu își permiteau să cumpere pentru că erau cu dioptrii foarte scumpe. Am ajutat copii în procurarea unui laptop, de exemplu. Diverse activități pe care le-am făcut atât pentru membrii noștri, în primul rând, pentru membrii noștri, ai lor reprezentați suntem, dar și membrii noștri trebuie să fie, să își dea seama că în unele cazuri sunt alții în situații chiar mai grele decât ei. De aceea mă bucur că am putut organiza un astfel de eveniment și sperăm că fondurile strânse vor fi direcționate cât mai bine exact acolo unde trebuie și la cei care au cea mai mare nevoie. Domnule președinte, vă mulțumim și pentru că ne-ați vorbit de multe activități frumoase. Vreau să ne spuneți secretul. Cum faceți rost de sponsori? Că nu se poate face nimic fără bani. E adevărat. Sponsorii sunt din ce în ce mai, nu spun zgârciți, mai puțin generoși. Preocupați de a ști exact unde se duc banii pe care îi dau ca sponsorizare. Și atunci o bună comunicare, o transparență, să arătăm ce am făcut cu acei bani. Spre exemplu, în urmă cu 2 ani am dotat o sală de gimnastică pentru membrii noștri, pentru nevăzători, dar și pentru aparținători. Sala de gimnastică e funcțională, e acolo, poate să vină oricând cei interesați să vadă. Au și fost deja sponsorii și au făcut fotografii și filmulețe și aparatura pe care am
spus că o cumpărăm, am cumpărat-o și se folosește. Deci, așa se face. Transparență, cu alte cuvinte, ca să, în relația cu sponsorii. Vă mulțumim încă o dată pentru intervenție și felicitări pentru tot ce faceți acolo la Brașov. Să-l aplaudăm pe domnul președinte. Mulțumim foarte mult. Și înainte de a lua următorul vorbitor, să le mai mulțumim încă o dată celor care au fost alături de noi. Vorbim de Mihai Dogaru, de Aurelian Vieru, de Camelia Bărbulescu, Mihaela Soare Ivănescu, Constantina David, Elena Doina Paraschivescu, Marian Coman, iată vechi prietene asociației noastre, Carmen Janina Pușkin, cel mai frumos, Teodor Cristian Simion, colegul nostru care are serverul, Georgel Manda, Sergiu Dancă, fostul meu elev, Traian Popa, Andrei Ionuț Zaharia, nu-l cunosc personal, Liviu Ioniță, îl cunosc personal, este și aici în sală, Florin George Ioniță, Maria Mariș, o cunosc foarte personal, am făcut un interviu. Georgiana Tofan. Gabriel Voica. Simona Petruța Cristea, Ștefan Manole, Violeta Iani, George Ninel Deliu, Violeta Bursuc, și s-a terminat pagina. Mulțumesc tuturor! Aplauze pentru ei! Sperăm că n-am scăpat pe cineva. Imediat! Mai avem. S-a terminat pagina, mai avem un invitat în direct. Suntem gata? Suntem pregătiți? Sau citim în continuare lista donatorilor? Pe cine avem petică? Da, e gata? Suntem gata? Da. Domnul Olaru, vă salutăm! Bună ziua tuturor celor prezenți în sediul ANR și celor care sunt pe Facebook. Vreau în primul rând să felicit pe domnul Aurel Filip pentru inițiativă și toți ceilalți colegi noștri din asociație implicați. Felicitări doamnei Maria, care a demonstrat că atunci când există voință, orice lucru este posibil. După cum se știe, Asociația Nevădătorilor din România se ocupă cu toate cele 34 de filiale de problemele nevădătorilor, dar nu numai. În toate filialele există colaborare între nevăzător și biserică pentru ajutarea altor persoane defavorizate. Plus, eu știu acțiuni din astea de moment. De exemplu, la noi, la Sloi, am reușit să ajutăm o fetiță păutit, cărei familie nu are decât venitul asistentul uman care se ocupă.
am reușit să îi ajutăm cu alimente, cu lemne, cu mobilier. Dar nu asta trebuie să trebuie să arătăm că se poate. Așa cum spune colegul Virgil de la Brașov, se pot face foarte multe și bani se pot obține foarte ușor de la autorități. Noi la primăria Bacnici și primăria Bărlac, inclusiv cu acel județean, se implică foarte mult în susținerea proiectelor noastre. Astfel am reușit numai în acest an distribuirea către nevăzătoare a unui număr de 47 de termometre cu comandă, cu sinteză vocală. În anii precedenți am reușit ceasul cu sinteză vocală, bastoane și același lucru se poate face peste tot. La fel cum zicea și Florian Răgulescu, aș vrea și eu să lucrez pentru un demer, dar nu prea mă pricep cum să intervin. O să te sunăm atunci, Mihăiță. Vă sunăm când se licitează. Da. Deocamdată nu licităm nimic fără dumneavoastră. Nu ne mișcăm fără dumneavoastră. Am înțeles. Vă mulțumim. Mulțumim, domnule președinte. Salutări la vas lui, să-l aplaudăm. Înainte să mergem mai departe, mai avem o... Cum ni se șoptea din sală că mai avem donatori, mai avem și nu-i vom uita. Un cuvânt, o completare din partea lui Mihai Dima. Mihai? Mulțumesc! După cum ați putut vedea, lista donatorilor este una semnificativă și ce aș vrea să evidențiez este faptul că oamenii care s-au alăturat acestei cauze intitulate Inspirat Uniți pentru Semeni sunt deficienți de vedere proveniți din toate categoriile sociale, pensionari, angajați, masări, oameni care desfășoară activitate profesională manufacturieră, profesori, inclusiv, am văzut, colegii ai noștri din cadrul asociației angajați cu și fără probleme de vedere. Cred că acest efort comun, așa cum a fost și cel de la meeting, dă seama asupra unui aspect foarte important, și anume puterea pe care o are o comunitate atunci când lucrează împreună. Și pentru că domnul Virgil Lazar, unul dintre interlocutorii noștri, a vorbit despre cluburile Lions implicate în activitățile de la Brașov, aș vrea să spun că relația pe care nevăzătorii o au dintotdeauna cu cluburile filantropice este una foarte importantă. De altfel, această zi a bastonului alb, pe care o observăm în fiecare an, a fost inițiată ca urmare a demersurilor făcute în America de cluburile Lions și în Anglia de către cluburile Rotary. Ea a fost instituită la propunerea președintelui Statelor Unite, Lyndon Johnson, în 1964 și de atunci a fost însușită de toate țările de pe pământ. Este un moment al conștientizării statutului nevăzătorilor în societate. Este un moment important în care publicul larg redescoperă, își reamintește faptul că în mijlocul său se află oameni cu probleme de vedere. Ei bine, pentru noi, această campanie pe care, iată, la inițiativa domnului Aurel Filip, am reușit să o desfășurăm, această campanie ne ajută să descoperim faptul că, dincolo de problemele noastre, există alte categorii de oameni cu o situație mai specială, iar noi avem resursele de a-i ajuta. Și, cred, contează cu atât mai mult cu cât în acest an, nevăzătorii au apărut în fața opiniei publice în contextul revendicărilor pe care le au legate de legea pensiilor, revendicări profund îndreptățite, revendicări care sperăm să-l găsească în cele din urmă, conform promisiunilor guvernamentale, rezolvarea. Deci ce vreau să spun este că așa cum cluburile de binefacere, precum Rotary și Lions, care ne sunt și aici în România parteneri, de nădejde, așa cum aceste cluburi susțin comunitatea deficienților de vedere, așa cum publicul larg descoperă ce înseamnă
viața și problemele deficienților de vedere, inclusiv cu prilejul acestei zile speciale, 15 octombrie, ziua bastonului alb, așa iată și nevăzătorii regăsesc oameni cu probleme mai mari decât ei. Îi regăsesc și îi ajută. Le sunt alături. Cred că este un demers important, un demers binevenit și, așa cum am spus deja, un demers care merită dus mai departe. Un adevărat exemplu de bună practică. Vă mulțumesc! Mulțumim, Mihai, ca totdeauna ai vorbele unde trebuie, vorbele la tine, cum se spune. Înainte să ascultăm ultimul vorbitor, o să dăm citire ultimului calup de donator. Este vorba de Margit Vajaș, Alina Maria Andrei, colega mea, de la Asociația Nevăzătorilor. Petronela din Vaslui scrie, sau Petronela Vaslui, Vaslui, așa se numește, Petronela Vaslui, Radu Florea, este vorba despre epigramistul nostru, Anișoara Țugui, Cabinetul de Avocatură Carmen Simona Diaconu, așa mi s-a dat, așa citesc, Carmen Monica Diaconu, iertați-mă, am văzut Monica Diaconu. Adriana Floasă, Ion Boldor, Tania Gușiță, Nelu Câmpean, George Valentin Copaci, Marioara Cociobea și ceva care mi se pare foarte amuzat, donația anonimă 1. Donația anonimă 1 înseamnă că vor mai veni și altele, așteptăm donația anonimă 2, 3, 4, 5. Suntem gata, tehnicul? Da. O salutăm pe ultima noastră invitată în direct. Doamna Strete Hane, care mi-a fost colegă pe vremuri, nici nu spunem când, ca să nu dăm naștere la interpretări. O aplaudăm și o salutăm. Am zis să o aplaudăm publicul. Ceva. Vă ascultăm! Salutare tuturor! Bună ziua pentru cei pe care nu-i cunosc și nu pot să-mi permit cu o salutare, cum e cazul Mihai, Izabelei și chiar și al lui Aurel, pe care l-am întâlnit o singură dată și am ținut minte că este foarte tonic și mi-a plăcut. Și acidurat în același timp. Asta nu pot confirma. Vorbesc astăzi aici în numele firmei Masaj Med. Vorbesc pentru că m-a pus soțul care n-avea timp. Mi-am propus să îmi pregătesc un mic speech, dar m-am răzgândit pentru că am zis că e un proiect de suflet și n-are sens să vă vorbesc din minte, ci mai bine din suflet. Vreau în primul rând să le mulțumesc colegilor mei de la Masaj Med, în mod special lui Cătălin Dorobanțiu, care e acolo și ne reprezintă, și lui Mihai Sârbie, care m-a uimit când... Mă rog, când Felician a dat pe grupul de la serviciu despre acest proiect și care a reacționat instant cu o sumă în calitate de persoană fizică, m-am bucurat să văd că sunt sensibil la nevoile altora. Îi sunt foarte recunoscătoare domnului Filip pentru că a inițiat acest proiect și o să mă și explic imediat. Și tuturor nevăzătorilor afiliați și neafiliați care s-au implicat. Foarte sincer, am fost uimită când am auzit și am citit numele persoanelor fizice care au donat bani, pentru că știu că în această perioadă persoanele cu deficiențe vizuale trec printr-un impas, printr-o incertitudine legată de situația pensiilor. Și totuși oamenii au răspuns cu generozitate. Nu contează cât, ci contează cât. Eu și văd că au fost mulți. Foarte mândră mă simt că fac parte din comunitatea Asociației Nevăzătorilor din România. Apreciez faptul că ați avut deschiderea să răspundeți cu da, chiar dacă ideea a venit din partea
înțeleg, a negociatorilor neagendiați. Și numai ca să răspuns cu da, v-ați implicat, v-ați implicat activ, v-ați implicat cu dărnicie și în calitate de persoane fizice și în calitate de instituție și mă simt foarte mândră că fac parte din această comunitate. Este cumva, cred, prima dată când mă simt foarte, foarte mândră. Știu că s-au întâmplat lucruri frumoase și de-a lungul timpului, dar acum pentru mine a fost cel mai intens. Noi obișnuim să ne mai implicăm în acte de caritate la masajment. Așa s-a întâmplat și în perioada aceasta când deja apucasem să spunem da și să contribuim într-un alt proiect. Însă, cu bucurie, am spus da și aici. Ai ales că proiectul în sine pe mine m-a emoționat foarte tare, probabil și pe colegii mei. O să vorbesc în numele meu acum. M-a emoționat pe de o parte pentru că sunt mamă și pentru că mă simt foarte recunoscătoare față de divinitate ca un copil sănătos de care ne putem bucura cu provocările vârstei, na, de preadolescență. Însă e mare lucru să avem, și poate unii dintre noastre sunteți părinți și puteți să înțelegeți asta, să avem copii sănătoși. Pe de altă parte, acum mulți ani, am lucrat ca și kinetoterapeut într-un centru asemănător cu cel pe care l-a prezentat doamna Bolea. Era un centru al primăriei București, în care veneau copii și adulți cu dizabilități, toate erau copii, nu veneau, pardon, erau găzduiți, pentru că erau abandonați. Și sigur că m-am gândit de multe ori că familiile care i-au abandonat, mai mult ca sigur că n-au putut să ducă această misiune grea. Pentru că erau tetraplegici, erau autiști, erau, mă rog, cu afecțiuni asociate. Am fost foarte emoționată când am aflat că acolo Alba Iulia, o familie, niște oameni pe rând, nu numai că s-au documentat să ia în adopție doi copii care au o situație critică, fa mai mult, s-au încumetat să dea o mână de ajutor mai multor copii și mai multor familii cu aceste nevoi. Am văzut-o pe doamna când a prezentat centru. Știu că pentru mulți dintre cei care au văzut-o, nu știu, simplitatea cu care ea ne-a prezentat lucrurile v-a dat cumva senzația că e de făcut mult mai mult. Însă, din experiența mea de 2 ani într-un astfel de centru, vă pot confirma că ce fac ei la Alba Iulia și de-abia aștept să merg să și văd, e mult mai mult decât ce ne imaginăm noi că se poate face pentru acești oameni. Pentru că dincolo de logopedie, dincolo de kinetoterapie, dincolo de a reuși să învețe cât de cât, ei au nevoie de autonomie. Și dacă oamenii ăsta reușesc acolo să-i ajute să-și ungă o felie de pâine sau să meargă la toaletă, na, în loc să-și pună un pampers sau să adune hârtii de pe jos, cum a zis doamna, mie mi se pare extraordinar. De aceea, încă o dată vă mulțumesc că ne-ați oferit posibilitatea să ducem și noi o mică contribuție într-un proiect, zic eu, măreț. Îți mulțumim și noi, Hane, pentru o să-mi printr-o sugestie. L-am auzit pe Mihai vorbind adineauri despre sărbătoarea bastonului alb. Știu că în fiecare an evenimentul este foarte frumos marcat, atât în București cât și în alte filiale din țară. Nu am participat niciodată, însă sunt convinsă că sunt momente frumoase acolo. Și cred că s-ar potrivi foarte bine ca începând de anul acesta să aveți în vedere asezonarea acestui eveniment cu câte o faptă bună. O faptă bună a comunității noastre, fie către semeni de-ai noștri, fie către alți oameni mult mai defavorizați social. L-am auzit pe domnul de la Brașov și îi felicit pentru activitatea de acolo. Cu siguranță se poate și în alte părți, cu siguranță putem mult mai mult. Dar încă o dată felicitări pentru ce s-a întâmplat
acum. Îți mulțumim foarte mult. Pentru o persoană care nu și-a pregătit discursul, te-ai descurcat destul de bine. Să o aplaudăm! Salutării celor de la cabinetul vostru, salutări domnului Mihai Sârghie, cum l-ai prezentat tu. Îl știu de pe vremea când mi era elev, mi se spunea Sârghie și avea păreri despre toate. Este la fel de extrovert. Așa că nimic nu se schimbă. Salutări lui Felician, mulțumiri tuturor. Ane, dacă mai îmi permiți câteva momente, știu că ești foarte ocupată. Aș vrea să mai subliniez încă o dată că noi ne vom deplasa la Alba Iulia, familia mea alături de familia ta, alături de familia lui Sebi Glogojan și Florentin Rădulescu. Și noi nu vom dona pur și simplu sumele de bani strânse într-un cont și ne-am spălat pe mâini, ci noi ne vom rupe din timp. Alături de doamna Maria am încercat să alcătuim o listă de necesități. A fost foarte greu să lucrăm cu doamna pentru că este de o modestie rară. Și noi acolo vom merge la cumpărături, vom cumpăra produsele pe care le-am stabilit împreună, am alcătuit o listă. Și le vom preda direct asociației. Deci nu aruncăm niște bani într-un cont și atât, ci am discutat, vă repet, s-a completat aparatura necesară din cabinetul de kinetoterapie, avem o listă cu produse alimentare neperisabile, produse nealimentare, avem un spațiu care trebuie amenajat, avem un beci care trebuie izolat ca să poată să-și pună peste iarnă diverse legume sau murături ca să nu înghețe. Sunt mai multe lucruri de făcut și noi la asta ne-am încămat alături de Hane și de Felician. Țin să le mulțumesc. Eu vă aștept să vin, să dăm o mână de ajutor și mai ales să învăț de la oamenii de acolo. Sunt convinsă că au multe să ne transmită și sigur mai am un scop personal, să-i arăt copilului nostru că în lumea asta chiar există acei copii defavorizați despre care îi povestim noi și pe care până acum n-am avut curajul pe ei sau pe alții să-i arătăm. Îți mulțumim, Hane, încă o dată! Aplauze pentru ea! Mulțumesc! 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 Mai avem un vorbitor în sală, un fost coleg de serviciu, un foarte bun prieten. Am să-l invit să ne spună câteva cuvinte și pe domnul Ioniță Liviu. Să-l aplaudăm, să-l încurajăm, că e emoționat. E emoționat, are emoții. În primul rând vreau să-i mulțumesc și să-i strâng mâna pentru că ne-a fost alături din primul moment. Și mai am pe cineva până să-i dau cuvântul pe care vreau să-l menționez, un fost coleg de școală, era cu un an mai mare ca mine, domnul Giambașu Sorin de la Pitești, care din momentul în care eu am lansat această campanie, nu a trecut un minut, vă repet, îmi pare rău că n-am cronometrat, ar fi fost foarte interesant, exact știți cum e la fotbal, cel mai rapid gol, nu a trecut un minut și domnul Giambașu Sorin făcuse deja donația. Să-l aplaudăm! Eviu! Speech! Nu vreau să vă plictisesc prea mult, s-au spus cam tot ce trebuia să se spună către anumite vorbitorii mei. Vreau să mulțumesc foarte mult și eu din Aurel Filip, care vă asigur că în această perioadă s-a implicat, a muncit enorm și a dat și programul personal peste cap și vă spun că ține foarte mult la programul de Sorin. Sigur că contează foarte mult și sprijinul asociației și deschiderea pe care a arătat-o și prin această acțiune s-a demonstrat că nevăzătorii pot fi și generoși și empatici cu cei care care sunt în nevoie. Vreau să zic că acum e o coincidență că se apropie ziua bastonului alb, că este și Sfânta Paraschiva, dar nu trebuie să așteptăm sărbătorile de iarnă sau sărbătorile pascale sau și alte sărbători, ca să putem să dăruim, să putem să ajutăm oamenii care
chiar au nevoie de ajutorul nostru, oricât de mic ar fi. Sunt sigur că s-ar fi strâns mult mai multe fonduri, dar, cum s-a mai spus, am fost valutați brutal, noi pensionarii, de către emiterea deciziilor prin legea 360/2023, unde pensiile unor oameni care au muncit stadiul complet de cotizare după legile pe care au ieșit, au fost diminuate cu 60, 70 sau chiar 80%. Țin să mulțumesc încă o dată celor care au organizat evenimentul și să fie din acolo la Alba Iulia cei care se duc să împlinească misiunea. Mă mulțumesc! Mulțumim și noi, Liviu, pe la cameră! Eu îi promit că o să mă eliberez și o să am timp și de o bere. Domnul Filip, mai departe, cum ne desfășurăm? Mai departe, păi să luăm o mică pauză muzicală, după care să trecem la punctul treabă, culminant. La licitație, stați cu noi! Petrica? DJ? Până Petrica ne pregătește un... Între noi vedem lumea altfel, dar toți merităm să ne bucurăm de viață. Copiii cu dizabilități multiple din centrul de zi de la proiectul Viziunea Nevăzătorilor au nevoie de noi. Pentru prima dată la noi în țară, nevăzătorii se unesc pentru a-i ajuta pe semeni mai vulnerabili prin campania demarată de Asociația Nevăzătorilor din România. Alătură-te nouă și dăruiește un zâmbet acestor înceri. Ajută-ne să le oferim copiilor cu dizabilități multiple o șansă la o viață mai bună. Donează acum! Să
văzut? Am pus mâna pe el, am dat cu el. Ce mai fac dăm pe el? Înainte să începem în momentul culminant al spectacolului de astăzi, vreau să anunțăm câteva donații. La propunerea lui Felician Strete, am luat legătura cu câțiva prieteni foarte, foarte apropiați și doar în 24 de ore au fost de acord și am achiziționat niște plușuri care să fie oferite copiilor de Moș Nicolae. Și aceste plușuri au fost oferite de domnul Ioniță Liviu, alături de domnul Cătălin Nicolae. Mulțumim! Ne ducem aici în față. Mai avem niște donații în bani de la persoane care, din diverse motive, nu au putut să stea până la finalul evenimentului. Și pregătim cutia. De la familia Răpanu. De la familia Răpanu cât? 200. 200 aplauze! De la familia Răpanu, mulțumim! Domnul Cătălin? De la angajații... Mai tare. A uitat unde lucrează. E așa. Emoționat. Are și tricou. Are și tricou. Așa. Încă 300 de lei. Să l-am laudă! 300 de lei de la angajații de la Răpanu. Mulțumim! Așa. Aurel, și trecem în partea asta. Mulțumesc. Pe partea asta. Mulțumesc. Eu n-am știut cum e cu asta. Puteți să licitați dacă vreți. Și licitez, dar vreau să vă... Ok, deci, doamna? Totorus Cerasela. Doamna Cerasela, aplauze pentru Cerasela. Mulțumim. Tot așa mai avem donații în produse. Le-am solicitat... Și imediat domnul Cătălin Dorobanțu a răspuns. Prezent, mânuși sunt necesare atunci când sunt schimbați copiii. Aplauze! Și din partea familiei Filip, singurul produs pe care vreau să-l menționez, mai există niște donații, dar pe care nu vreau să le spun, un aspirator profesional. Mulțumim! Aplauze! Să vedem asociația cum îl transportă, cum găsim în soluții de a ajunge la Alba Iulia. Ce mai avem? Aspiratorul, domnul Cătălin, mulțumesc. Sacoșa e returnabilă. Păi să trecem la treabă. În primul și în primul rând, domnul președinte, cine are cheia de aici? Ca să mă asigur. Așa, doamna Aurelia. N-am pus în cont. Aplauze pentru doamna Aurelia. Pe lângă banii donați. Mai are o surpriză, vorbim la momentul oportun. Să sperăm că, da. Domnul președinte, cine are cheia de la camera asta? Ienușe. Toată lumea, Ienușe. Ienușe, Ienușe, dacă îmi permiteți, am să fac un mic gest. Așa, să mă asigur. Așa. Și o să încuiem ușa. Să ne asigurăm că fiecare persoană care este aici... prezentă, va face o donație sau va participa la licitație? Stai că avem pe Maria. Stai că mai vin. Lasă-te aici, deschide ușa. Să vină toată lumea și după aceea. O închidem simbolic, da? Da, închidem simbolic. Doamnelor și domnilor, punctul culminant al acestei întâlniri de astăzi, al acestui eveniment, o reprezintă o licitație la care... vom scoate diverse obiecte folosite de nevăzători și faimoasele banere produse de domnul Nelu Câmpean de la Cluj, care au făcut vâlvă în Piața Victoriei și să sperăm că vor intra decât în Muzeul Nevăzătorilor și nu vor mai trebui scoase niciodată în Piața Victoriei. Ce vreau să vă spun, că am urmărit diverse... manifestări de protest din Piața Victoriei și o spun cu toată modestia de care sunt capabil că nimeni nu a mai organizat și n-au mai pus la punct un protest atât de bine organizat, cu muzică, cu banere, cu, mă rog, toate cele. Deci vă spun, au pălit și al militarilor și al minerilor, nu se compară cu ceea ce am livrat noi guvernanților în Piața Victoriei. Este părerea mea personală. Trecem la treabă, da? Bun. Bannerul numărul 1. Aveți ocazia să achiziționați
o decizie de pensie redusă substanțial. Sperăm că este o ocazie unică și că nu veți mai avea ocazia să licitați așa ceva. Da? Nu văd dacă cineva mă ajută să-mi citească sumele. Cineva care vede normal. Deci o decizie redusă de la... 2849. Stați acolo. Ok. Deci de la 2849 redus la 1203. După? 27 de ani și 10 luni. Deci după 27 de ani și 10 luni de muncă, o decizie de pensie a fost redusă de la 2800 la 1203. La 1203, deci sub pensia minimă, sub pensia plătită de stat, după 28 de ani de muncă. Licitația pentru fiecare banner pleacă de la 30 de lei. Licitația este deschisă. Dă cineva 35? Eu am licitat. 35, domnul Mihai Dima. Domnul Mihai, pe dumneavoastră vă așteptăm peste 100. Am licitat pentru că aici nu licităm niște bene, licităm sigur niște secvențe de istorie. Vom deveni, achiziționându-le, colecționari de secvențe de istorie. Îl vreau bannerul ăsta și am licitat 35 de lei și le-au 35 odată. Oferă cineva mai mult? 40. 40, domnul Cătălin Dorobanțu, mulțumim. 40 odată, oferă cineva mai mult, e păcat, 40. Domnul Cătălin. 45. A spus 50 sau 45? 45. 45, mulțumesc. Cătălin Nicolaidi. 45 odată, vreau să aud mai mult. 50. 50, domnul Dorobanțu. Stai, nu cred, o să iau bannerul acesta, 100 de lei. 150. Nu, pentru acesta 150. E o glumă. Am spus în dificultate, deci domnul Dima a spus 100, am auzit bine? 100 de lei am licitat 100 eu. De lei am licitat. Și eu am spus 150. 150 odată de la domnul președinte de la filiala București. Dă cineva mai mult? 150 de două ori. A spus cineva 160? Nu. 150 de trei ori. A judecat. Domnul Cosmin, vă rugăm să... Să stăpâniți sănătos și să-l... Acum să ne onorați și la cutie. Mariana? Sau cine ne ajută? Da, doamna Aurelia ne ajută cu ei. Nu știu al cu ei. Bun. Am început licitația mai bine decât vă așteptam. Mai avem. Următorul banner este tot o decizie de pensie, deci primele trei bannere sunt decizii de pensie. Să rog pe Cristina să mă ajute. Pe 2595, recalculat 1051, după 28 de ani și 11 luni. Da. Deci tot așa undeva la 70-80% reducere. După cum v-ați obișnuit, 30 de lei odată vreau să aud. După fiți generoși. După cum v-ați obișnuit, 30 de lei dau eu. 30 de lei dă Mihai. 40 de lei dau. 40 de lei odată de la domnul Ioniță Liviu. 45. 45 de lei odată de la domnul Cătălin Nicolaidi. 50. Avem două oferte de 50. 55 odată de la domnul Ioniță Liviu. 60 de lei odată de la domnul Mihai Dima. Fiți generoși. Faceți-l pe domnul prim vicepreședinte să bage mâna adânc în buzunar, vă rog. 100 de lei. 100 de lei odată de la domnul președinte Tupiluș. Dar cineva mai mult? Bineînțeles că nu. Cine îndrăznește să-l taie? 100 de lei de două ori. Am spus 100 de lei de trei ori. Ați judecat. Domnul președinte. Mariana, vină cu banii. Nu e solvabil. Deci propune luarea licitației. Pentru că nu este solvabil. Da, acum. Fără bani nu poți să cumpăr. Mai avem unul, Mihai. Mihai, trebuie să le iau și pe ăla. Nu știu dacă ați observat, domnul prim vicepreședinte nu îți bagă bățul prin gard. Probabil se păstrează pentru costumul popular.
propune luarea licitației, domnul președinte nu poate plăti. E corect, corect ce spune. Am trimis pe cineva la birou să aducă banii. Sigur. Deci atunci putem trece mai departe. Panoul numărul 3, bannerul numărul 3 este tot o decizie de pensie redusă. De la 1780 la 837, 18 ani și 3 luni. Deci după 18 ani de muncă, i s-a recalculat pensia și i s-a diminuat până la 837 de lei. Deci a muncit 18 ani ca să beneficieze de o pensie de 837 de lei. Așteptăm ca domnul președinte să... Acum, uiteți, am 200, dați-mi 100 înapoi. Da. Doamna Aurelia, faceți oficine. Se deschide. Auzi? Da? Se deschide. Da, ok. Mai bine așa. Aici. Okay. Eu zic pe aia să-i păstrați aproape, domnul președinte. Ține aici. Sigur. Să-l aplaudăm încă o dată pe cel de-al doilea protocol de vedere. Domnul președinte, le-ați achiziționat pentru Muzeul Nevăzătorului sau sperați să le mai folosim o dată în piața? Doamne ferește! Sper să nu le mai folosim niciodată. Niciodată. Bun. Deci avem bannerul numărul 3. Pornim, ca de obicei, de la 30 de lei. 30 de lei odată. Hai. Domnul prim vicepreședinte, a spus ceva? Este tot o decizie de pensie. Tot o decizie de pensie. De la 800, de la 1780 la 837. Am spus, După 18 ani. Deci okay. Tot istorică. Da. A zis cineva 35? A zis cineva 35? A zis, da. Cine? Eu. Domnul Dorobanțu, 35 odată. 50. 50 odată, domnul Ioniță Liviu, generos ca întotdeauna. 60. 60 odată, domnul președinte Cosmin. 70. Ați auzit bine. 70 odată, domnul prim-vicepreședinte Mihai Dima. Ați văzut că nu se încurcă cu sume mici. 70 odată am spus. Dă cineva mai mult? 70 de două ori am spus. 75. 75 odată, domnul Ioniță. 100. 100 odată de la domnul Mihai Dima, prim-vicepreședinte. Am văzut că a băgat mâna în buzunar. Haideți să facem... Eu nu trebuie să chem angajat. Am înțeles. 100 de două ori. Dă cineva mai mult? Nu. 100 de trei ori ați judecat. E de pentru voi să domnul prim-vicepreședinte licitează și câștigă un banner. Licitat, dar nu câștigat. Așa, acum a câștigat. O să trecem mai departe. Petrică, am să te rog să ții legătura cu cei care vor să liciteze prin telefon. Da. Bun. Următorul... Stați că avem. Pe cine vreau acolo? Pe domnul Rădulescu. Ascultăm și pe domnul Rădulescu dacă vrea să... Trebuie să luăm de la început. Suntem la bannerul 4, în care avem un politician supradimensionat care este înconjurat de bastoane albe. Pe 13 l-ați găsit? Nu. Suntem la numărul 4 deocamdată. V-am făcut o descriere audio, domnul Rădulescu. Dacă doriți, licitația începe de la 30 de lei. 30 de lei odată. Dar trebuie să-l luați și pe domnul ăla. Ar trebui să-l luați și pe domnul ăla. Stai să fie, că facem bani. Nu, da. A oferit 100 de lei, domnul... Domnul Rădulescu a oferit 100 de lei pe bannerul cu un politician supradimensionat care stă pe un scaun sau... Pe bastoane albe. Este conjurat și stă pe un mănunchi de bastoane albe. Ca un jilț, ca un tron. Da, ca un tron, ca un jilț. 100 de lei de două ori de la domnul Florentin Rădulescu. A spus cineva 110? Nu. 100 de lei de la domnul Rădulescu, a treia oară și a judecat. Domnul Rădulescu! Îl facem cu cash-ul, că noi avem o problemă aici. Avem o cutie în care se strâng sumele. Vă trecem pe caiet? Poți să trimit cuiva de acolo? Sigur, poți. Pun eu 100 de lei pentru tine. Am înțeles. Okay, trimit prin George. S-a rezolvat. Ați văzut, s-a rezolvat ce înseamnă domnul președinte să aibă o mână super, de ajutor. Mulțumesc mult. Ok, doamne, ce bine mi-a schimbat 200? Da. Nu schimba n-avea. Înainte să vedem dacă o să fii la fel de zâmbitor și la final. Vedem. Bun.
Trecem la următorul banner, bannerul cu numărul 5. Din păcate s-a schimbat numerotarea pentru că le-am încurcat, nu știu ce s-a încurcat. Avem un nevăzător care a făcut școala la vatră în perioada anilor 80, începutul anilor 90, după cum arată. Este foarte, foarte slab. Un buchet de trandafiri a mâncat în școala din Austrului și la vatra luminoasă. Un buchet de trandafiri și cu un text: ne-ați condamnat la sărăcie. Licitația începe de la 30 de lei. 30 de lei odată. Ia să auzim. Cine vrea să-l achiziționeze pe acest nevăzător care a făcut școala la sfârșitul anilor 80? Poate a fost coleg cu dumneavoastră. Poate nu-l recunoașteți, că au trecut ani. 30 de lei odată, am spus. A ridicat cineva mâna? Eu. 30? Direct? 30 de lei odată. 30 de lei de două ori de la domnul Cătălin Nicolaici. 35? Domnul Cătălin Dorobanțu. Este războiul Cătălinilor, dacă ați observat. 50 de la domnul Ioniță. 50 de lei de la domnul Ioniță Liviu. Domnul Ioniță, sunteți sigur că a fost coleg cu dumneavoastră acest nevăzător? Era la clasa paralelă. 50 de lei de două ori de la domnul Ioniță Liviu. 60 de lei de la domnul Cătălin Nicolae deodată. Avem pe cineva la telefon? Avem pe cineva? Imediat, ne ocupăm. Pentru următorul. Ok. 60 de lei de două ori. Vreau să aud 70. Pentru amintire 100. Pentru amintire 100. Sigur a fost un coleg apropiat sau poate o colegă? 100 de lei. 100 de lei de două ori de la domnul Ioniță Liviu. 100 de lei de la domnul Ioniță Liviu de 3 ori și adjudecat. Bravo! Bravo! Bravo, Liviu! Mulțumim! E greu să fii licitator. La mine. Dar prezentatorul are voie să-l citeze. Da, sigur. Glumesc. Ioniță, cu ăla trebuie să mergi la terase când n-ai bani să plătești. Da, e o treabă. Aș da prezentatorul sugestie pentru bunul mers al licitației. Să-l îndemne pe domnul președinte, să mai cheme pe doamna aia cu banul. Licu e pe masă. Licu e pe masă, da. Dacă ați observat, domnul prim-vicepreședinte nu face decât să bage bățul prin gata. Asta e frumusețea unei licitații. Exact. Bun. Trecem la următorul banner, bannerul cu numărul 6. Avem pe cineva la telefon, da? Avem un mesaj, numai un pic că nu se vede tot bannerul. Ce scrie pe el? Legea pensiilor. Legea pensiilor, un mas... Prasii social. Mas prasii social. A. Malpraxis. Nu, nu e malpraxis, domnul prim... Domnul prim-ministru a greșit exprimarea așa. Deci cine dorește să-l aibă peste ani ca suvenir un banner în care este în imagine domnul prim-ministru și și nănașa. Și doamna ministru a muncii, cum am fi. Au fost mari. Am avut bani suficient să facem niște bannere ca să poată fi văzute din Palatul Victoria. Deci este bannerul cu numărul 6. Imaginea este luată din presă și cu, mă rog, greșeala. Și pe cine avem la telefon? Cu greșeala aferent. Domnul Olaru, vă salutăm. Domnul Olaru, vă salutăm. Bună ziua din nou. Dumneavoastră ați fost la discuțiile de la guvern din 19 septembrie și se pare că domnul prim-ministru și doamna ministru v-au lăsat o impresie bună și, și doriți să licitați și să-i aveți acasă. Deci licitația pleacă de la 30 de lei. 30 de lei odată vreau sau 50. Dă cineva din sală? 50, a zis domnul Olaru. Domnul Mihăiță Olaru a spus 50 de lei. Dă cineva mai mult? 50 de lei de două ori, domnul Mihăiță Olaru. 60. 60, domnul Ioniță. 100. 100 de la domnul Mihăiță Olaru. 100 de două ori de la domnul Mihăiță Olaru. Ați judecat. Bravo, Mihăiță! Bravo! Acum se rezolvă, Mirița. Se pare că plicul domnului președinte se rezolvă. E resursă. Mulțumim și noi. Și noi mulțumim. Domn Petrică, mai avem pe cineva la telefon să știu. Ok.
Astea sunt toate telefoanele. Gata, putem să le desfășurăm. Dacă din cei care ne urmăresc pe Facebook în acest moment, știu că sunt destui, sau pe canalul de YouTube Radio Vox Online, doresc să liciteze, poate să ia legătura cu Petrică, să scrie pe pagina Asociației Nevăzătorilor și cine știe. Pot primi... Poate intră în direct. Sau pot intra în direct, sau... Doar dacă îmi primi numărul de telefon. Sigur, da. Bun. Avem următorul banner, este bannerul numărul 7. Un bunic pune poata, ne-ați calculat, ne-ați recalculat, ne-ați exterminat. Un bunic a cărui nepoată îi citește decizia de recalculare cu textul ne-ați recalculat, ne-ați exterminat. Licitația pleacă de la 30 de lei, cum v-am obișnuit, odată 30 de lei. Să vedem cine licitează mai mult. 50. Domnul Mihai Dima a spus 50. 50 de lei de două ori de la domnul Mihai Dima. 60. Domnul Ionită Liviu, 60. Odată. Aveți o nepoată, domnul Ioniță, da? Sunteți necăjit când vă citește. Da, sunteți necăjit când vă citește decizia de pensie. 60 de lei de două ori. 60 de lei de trei ori. Ați judecat de domnul Ioniță Liviu. Mulțumim, Liviu! Mulțumim! Liviu e pus pe achiziții și face toată casa cu bene. Nu, cred că domnul Ioniță și-a făcut calculele și a zis că iese mai ieftin dacă azi și tapetează mai casa un... decât să dea cu la vabilă. Nu, cred că s-a zis că dacă mai e un meeting să da, mai doar să fie prezentit. Să câți bani să facă el atunci, doamne ferește. Da. Eu, după succesul meetingului din 19 septembrie, am și propus, de fapt, să ne facem o firmă cu trei pachete economic. Mulțumim. Cu trei pachete, economic, standard și premium, pentru meeting-uri. Și aducem oameni cu vuvuzele, cu fluiere, exact cum a fost. Avem creatori de banere, slavă Domnului, că ați văzut ce banere drăguțe. Vedem domnul Nelu Câmpean de la Cluj, îl salutăm încă o dată și îi mulțumim să-l aplaudăm. Și urăm multă sănătate, n-am văzut să-i gândim noi. Pregătită și bannerele, tot și conceptul. Și Linicu Turcu și tuturor mulțumim pentru... Următorul banner este bannerul cu numărul 8. Dacă sună telefonul domnului Dima, nu vă speriați, e am soția... Mi-a sunat prietenul Matile Carapit, care vrea să licitez. Am înțeles, eu am crezut că e soția care a spus că să nu vii acasă, că n-ai ce căuta. Fără bannere. Bun. Bannerul numărul 8 reprezintă un politic. Obez, cu un covric după gât, următorul, voi aveți pensii speciale, nouă ne dați vorbe goale. Da. Și gras așa. Da, bun. Cine îmi dorește să faceți gentleman? Cine îmi dorește? Domnul Dima, vreți să faceți cadou acest banner? Domnul Aurel Pătru sună că vrea și el să intre în direct și să liciteze. Bun. Se află aici. Îl sună pe domnul Pătru imediat, ia să vedem. Pe bannerul cu ciolacul și cu covric de gât. Aha. Nu este. Nu este. Da. E ciolacul. Ar putea să fie, da, sigur. Imediat până se face legătura, dar noi putem începe, că s-a ajuns la o sumă, sigur. Așa. Și cât dai? 30 de lei odată. 30 de lei de la domnul Aurel Pătru. Păi nu, dă-l pe spică. Ne face vrăjeală, domnul Dima. Pe spică, nu știu. Îl sună Petre. Nu, stai că sună Petre că tu faci vrăjeală, nu. Eu vă răspund, sigur, pe. Păi vorbește cu Dima. Păi să răspundă. Închide? Da, am închis. Eu îl suspectez pe Mihăiță că a spus domnul Pătru undeva la 100 de lei bannerul și Mihai a spus. Da, că vrea să-și mai cumpere două. Să-și mai cumpere încă două, da. Zice că numărul este incorrect. Bun, hai să mai încercăm. Pătru, dacă nu-l sun eu, nicio problemă. Așa. Tot am găsit. Gata, l-a găsit. Deci 30 de lei odată. 30 de lei a licitat domnul Aurel Pătru. Sunteți în direct. 40. Bună ziua, domnul Pătru. Până ați răspuns dumneavoastră, prețul a crescut 40 de lei de la doamna? 50. De la doamna Cerasela. 50. 45. Nu se poate. Deja s-au dat 50, domnul Pătru, fiți generos. 55. Bun. 55 odată. 60. Cine a spus 60? Două persoane. Cătălin. Cătălin și Cătălin Dorobanciu. Probabil. 70. Cu ce e ăsta? Cu covrigul. Politicianul cu covrigul, cu neaț. Voi aveți pensii speciale, nouă ne dați vorbe goale.
A, eu vreau cu avioane. Nu se poate cu avioane. Parcă dumneavoastră ați pierdut avionul până la meeting-ul din 19, da? Exact, exact. Bun. 75 de două ori. 75. Păi s-a strigat. Mai plusează, plusează. Trebuie să mai plusați. Măcar 80. Da, eu cred că am o întârziere și atunci eu n-aud. Bun. Spuneți direct 100 ca să nu mai aveți niciun fel de întârziere și atunci se rezolvă. Pe telefon sunt cu tine. Spuneți, dați-ne o cifră. A spus 100, domnul Petru? Încă nu. Încă nu. E timid, trebuie să-l înțelegi. S-a oferit 90 din partea domnului Cătălin Nicolae, din domnul Pătru. Sper că nu faceți impulsuri inutile. Și spuneți 100, vă aud. Nu, dau 95. N-avem rest, să știți. N-avem rest. Cătălin, aștept. Gata, l-ai luat, ce să spun. 95 de două ori. Domnul Pătru. 95 de 3 ori ați judecat. Bravo! 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 Cum facem cu bănuții, domnul Pătru? La domnul președinte aici. Nu. Aurel pune 100 de lei, da? Da, pune, domn președinte, pune 100 de lei și îi transfer eu pe Revoluție. S-a rezolvat, gata. Mulțumim încă o dată! Cine ține bine, domn președinte? Da, am vrut 3. Plătește, nu? Să rog pe cineva să noteze pentru cine a plătit domnul președinte. Pentru Mihaița Olaru, pentru Florentina Dulescu și pentru Aurel. Ce memorie are domnul președinte. Fabulos! Bravo! Aplauze! Mulțumim, domnul Pătru! Mulțumim, domnul Pătru! Înainte de a trece la următorul banner, vreau să vă spun ceva. Atunci când am pornit această campanie și discutam cu Cătălin, cu Sebi Globojan și cu Felician, vă spun cu mâna pe inimă, cred că a rămas și scris pe neafiliați, prima noastră țintă a fost undeva la 5-6 mii de lei, pe care noi am depășit-o. Așa e? Da. Uite, o doamnă care are memorie. Eu am urmărit undeva la 5-6 mii, da. La 5-6 mii de lei. Bun. Să trecem la următorul banner. Numărul 9. Asta e cu avioane. Domnul Pătru, mai sunteți? Oameni, și facem cu avioane. Noi cu avioane private, noi cu pensii înghețate. Ce anume? Zici că păi dacă l-a licitat, Mariana? Acum ce să zic? Mai poate licita. Domnul președinte, am apelat pe cineva. Atenție! Așa. Domnul Pătru, mai sunteți? Nu mai sunteți. Bun, urma bannerul cu avionul. Da. 30 de lei bannerul cu avionul, unde avem tot așa un personaj supradimensionat pe scara unui avion. Voi cu avioane private, noi cu pensii înghețate. 30 de lei odată. Cine dă? Dau eu 30 de lei. Nu trebuie dacă să dai mai mult. Pentru domnul Ruba, 50 de lei. 50 de lei din partea domnului Ruba odată. Să-i urăm și la mulți ani. La mulți ani. Aplauze pentru domnul Ruba. Și dacă îi luatează domnul Ruba, nu puteți să nu aplaudați. Da. Deci 75. 75 odată din partea lui Mihai Dima. Vreau să aud mai mult. Tot pentru domnul Ruba, 100 de lei. 100 de lei din partea domnului Ruba, un banner superb. 100 de lei de două ori. Dă cineva mai mult? Nu-mi trăzniți. Să-i stricăm surpriza sărbătoritului. 100 de lei de trei ori. A judecat domnul Ruba la mulți ani. La mulți ani, Nicolata! Ia scoate domnul Aurelia, ține-mi de restul. Iar umblă la plin. Mariana, ești aici? Eu îmi cer scuze, sunt foarte, foarte emoționat. S-a gălit plicul. A observat cineva, până la urmă Mihai a licitat ceva, a câștigat. Da, are. Are. Am zis că sunt cu ochii pe el, un banner. S-a scăpat. Eu te-am ajuns să cred că toate licitam. Am înțeles. Bun. Avem bannerul, mulțumim mult. Avem bannerul cu numărul 10. O caleașcă. Ce text avem? Vin alegerile. Și o caleașcă și tot așa cu un personaj politic supradimensionat. Și aici
un trandafir roșu piept și în spate sunt mai mulți oameni în caleașcă pe care scrie, și pe caleașcă scrie PSD PNL. Am înțeles. Deci, bannerul cu numărul 10, 30 de lei. Cu caleașca și PSD-ul și PNL-ul. Și PSD-ul și PNL-ul și toate partidele și neamul lor. Tot pentru domnul Ruba, 50 de lei. 50 de lei odată. Tot pentru domnul Ruba, 75 de lei. Mihai. Oh, oh, oh. 75 odată din partea lui domnul Dima. Tot pentru domnul Ruba, 100 de lei. 100 de lei odată, domnul Ruba. 100 de lei de două ori de la domnul Ruba. 100 de lei a treia oară de la domn profesor. Mulțumim, am judecat. Domnul președinte, joacă, face, e cu doping. Eu? Domnul, așa, așa să cu oameni care fac doping. Sigur. Da, da, da. Umblă cu plicuri străine. Are cineva treabă, știți, a fost la Bruxelles anul trecut o situație când primul ministru al Ungariei a fost invitat afară să bea o cafea. Poate cineva să-l invite pe Mihai Dima la o cafea afară? Una și doamne, am rugăminte. A spus adevărul, se lucrează cu... Apropo de cafea, trecem la următorul banner. Un grup de nevăzători cu bastoane albe. Următorul text. Cine ne ajută? Cristina. Imediat. Promisiuni electorale 2024 și o ploaie de... de covrici. Da. 30 de lei odată. 30 de lei eu. 30 de lei Dima. 50. De la soția mea. 100 pentru domnul Ruba. 150. 150, doamna. 150 a zis? Da. Ce bani, domne? Gata. 150 de lei de două ori. Cred că soția mea vrea să mă țină pe covrici. 150 de lei de trei ori. Bravo! Bravo! Covrici scrie pe mine până ajungem la Alba Iulia. Mulțumim, doamne, e frumos. Și covrici de nimic. Să vă spun un secret. Nu mai mâncam mâncare caldă dacă nu reușeam să vă țin. Bravo. Că m-am gândit să zic 200. Bă, de ce l-ai zis? De ce ai rămas decât la gânduri, Mihai? Mi-a părut rău de tine. De ce l-ai zis? Se pun în situație neplăcută. Bun, trecem la bannerul cu numărul 12. Cine ne face o descriere? Este un nevăzător în scaun cu rotile și baston și trei politicieni. În jos sunt o grămadă de monezi și unul dintre politicieni are un diplomat și o pungă pe care scrie poison și sunt dolari. Ok. Bannerul numărul 12. Asta-i făcut de mine. 30 de lei odată. 30 de lei? 30 de lei odată de la domnul Cătălin Nicolaidi. 50 de lei. 50 de lei odată de la Mihai Dima. 70. 70 odată de la domnul Cătălin Nicolaidi. 100 de lei pentru domnul Ruba. Da, nu. Aureu, dar unde îmi sunt banii? Acum îl rugăm pe domnul președinte Tupiru să ne spună dacă cumva domnul Ruba la telefon i-a șoptit că pentru fiecare 10 ani să liciteze câte 100 de lei. Nu. Sau atât a fost bugetul. Atât a fost bugetul, am înțeles. Mulțumim încă o dată, Trecem la următorul banner. Următorul banner o reprezintă pe doamna Ursula de la Bruxelles. Underline. Ursula, te informez, sunt orb, vreau să emigrez. Mihai Dima. Se aude? Se aude. 30 de lei odată, este un banner superb, culori superbe. Are și numărul 13. Liniște, vă rog. 50 de lei. 50 de lei de la Cătălin Dorobanțu. 70 de lei. 70 de lei mai îndoit de la domnul Mihai Dima. 80 de la Cătălin Nicolaidi. 90. 90 de lei de la Mihai Dima.
100 de lei de la Filip Pădure. Filip. Domnul Filip, tizul meu. 100 de lei de două ori. 150. Dar Filipe, ia Filipe, dai 200 și ai. Dacă îmi permiteți, cred că e dragoste la prima vedere. Filipe, dai 200 și ai, că nu se pierd. Dragoste cu Ursula. Mamă, și e 30. Și ai și numărul 13. Dar Filipe, dă 200 și ai. Ce? Am zis 150. Am zis 150 de 3 ori. Încă dar n-a Filipe 200. Băi, hai să vorbească fiecare, da? Da. Deci, ai spus de 3 ori? Da. Ok, Mihai, felicitări. Bravo, Mihai! Aurelia? Da. Ce poți avea? Revedeți la numărat. Bravo, Mihai! Îl vreau până în cursul ăla, l-am așteptat de la început. Pe Ursula asta o iubesc. Mai avem două bannere. Imajați-vă fără bannere. Au fost cam timide astăzi, dacă îmi permiteți o glumă, ca să spun așa. Și mă uit în stânga mea. Bun. Avem bannerul cu numărul 14. Este un obez care... Un politician. Da, care are foarte mulți bani la buzunar și are o punguță foarte mică pe care scrie semnul dolar. Și aleargă un nevăzător în maieu și în pantaloni scurți și spune așa, în țara orbilor, specialul e împărat. Ia uitați ce acest să mai spunem la fel că nevăzătorul e tot promoția anului 88 din Vatra Luminoasă. Arată într-un maieu și foarte, foarte stat. Pentru că beau trei într-un pat, știți, cu bine acum. Deci bannerul cu numărul 14, începem de la... 30 de lei odată este ultimul banner, după care trecem la următoarele obiecte. 50 de lei. 15, mai este și 15. Mai avem unul? Da, sunt 15. Da, 15. S-a oferit 50 de lei de S-a către domnul 50 Dima. De lei de către domnul Dima. 60 de lei de la domnul Ioniță Liviu. 70 de la Cătălin Nicolaidi. 80. 80 de lei de la Mihai Dima odată. Domnul Cătălin, puțin 90, mai tare. 90. Am auzit eu, nu vă faceți griji. Am vrut să se audă nu și... Nu se oferă un leu fără să-l aud eu. Nu. Am vrut să fiu sigur că se aude și acasă. La domnul Dima mai ales. Auziți domnul Dima, nu domnul Dima a spus 90, domnul Cătălin Nicolaidi. Acum nu poate să-i stric toate licitățile. Eu l-apreciez pe Cătălin. Prea mult. Da. 90 de lei de două ori de la domnul Cătălin Nicolaidi. Ați judecat! Bravo! Felicitări, Dirigo! Ultimul este... Și ultimul banner, doamna Cristina. Domnul Tolacu și doamna Ministra Muncii. La banner, un pleac ne-a sciuruit. Este o imagine... Un pleac ne-a sciuruit. Domnul prim-ministru și cu doamna... Doamna Ministra Muncii. După cum se știe, în declarația de avere, doamna ministru a declarat că are două puști în valoare, nu, în valoare de 16.000 de euro, 14 și 16.000 de euro bucata, da, aproape o garsonieră. Și o imagine de la vânătoare, cred că sunt în costum de vânătoare, greșesc, sau ceva de... Cine îi dorește pe dumneavoastră? Așa, 15, toată lumea îi deci numărul 15, ultimul banner, plecăm de la... Cred că aici va fi un război, vă spun, pe bannerul ăsta va fi. Cine dorește acest numărul 15, cine aici se pleacă aici? În mod excepțional de la 50 de lei, pentru că e ultimul. Ați spus 100 50. De lei? N-am spus 50. Puneți? Eu nu spun nimic. Aurelia, 50. Da, 50. Aurelia, 60 de lei. 60 de la domnul Mihai Dima. 70. 80. 100 de lei. Domnul Filip, 100. 120 de la Cătălin Dorobanțu. Domnul Filip, nu vă lăsați. 120 de două ori. Cătălin Dorobanțu. 130. 130 de la doamna Aurelia. 150. 100. Puteți să-l cumpărați și să-i oferiți domnei. 150, ați spus? Da. 150 de două ori de la Cătălin Dorobanțu. Puteți să ne Filip. 150 de 3 ori de la Cătălin Dorobanțu. Bravo, sperăm că am rămas și pentru Praga pentru anul viitor. Mulțumim! Felicitări, mulțumim foarte mult!
Mai avem câteva obiecte mici, până să trecem, da, până să trecem la obiectele oferite de asociație. V-am spus, la inițiativa lui Ferician, am decis să cumpărăm câte un pluș fiecărui copilaș din centru. Plușurile au fost cumpărate de Cătălin Nicolaidi și Ionită Liviu și am decis, noi speram să vină și cineva din presă, din păcate am fost ignorați și am cumpărat trei plușuri care le oferim la licitație. Sunt niște plușuri deosebite, dacă îmi permiteți, până să le scot la licitație, să-i dau lui Mihai un pluș ca să vadă cam cum arată. Ce, asta e Ursula? Nu. Este un brocoli. Este un brocoli. Este un cartof, cred. Și orifiche. Cine dorește un brocoli? Să trecem la brocoli. Le licităm la set? Nu le licităm la set. Nu, nu. Le licităm la bucată. Brocoli nu contați pe mine. Eu nu suport leguma asta. Licitația pleacă de la 20 de lei bucata. 20 de lei acest frumos... Această... legumă. Mâncare sănătoasă! Mâncare, cine da. Dorește? Cine mănâncă sănătos? Cine mănâncă un brocoli? Da. Eu nu mă fac. Așa? 20 de lei. 20 de lei odată. Oferă cineva? 30 de lei. 30 de lei, domnul președinte. Dacă tot a slăbit... Lăsați pe domnul președinte să liciteze singur? Singur? Da. Domnul Filip, n-aveți nepoți? 50. 50? S-a oferit 50. Cine a oferit 50? Eu. Pentru brocoli? Da. 50 de lei, o dată, de la doamna Cristina. Cristina. Ei, Cristina, ce cauți aici? 50 de lei de 2 ori. 50 de lei de 3 ori, ați judecat. Felicitări, Cris! Bravo, bravo! Mulțumim! Îi mulțumim de ajutor! Stați să vedeți că la urmă trebuie să numărăm bani. Asta e. Bun. Mai avem un cartof! Nu se poate să nu doriți un cartof! Este super tare, tot 20 de lei bucata. E un cartof bucătar. Un cartof bucătar. Îi doriți? Deci îl puteți... 30 de lei de la domnul Cătălin Nicolaidi. Cătălin Nicolaidi. Avem și pe telefon. Dacă nimeni nu mai un pic să vedem că avem pe cineva pe telefon sau? Da, da, da. Bună ziua! Suntem auziți? Până ne răspunde la telefon, ofer eu 40 pentru cartof. 40 odată. Brocoli s-a vândut! Mai avem cartof și ridichi. Să așteptăm. De ce? Cât oferă pe brocoli? Ne aduce altul. Ah. Ia, deci, și aduc eu altul? Da, 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 ne aduce altul. Spune pentru brocoli. Pentru brocoli. Ridica, mai este? Da. Este. Și brocoli s-a returnat. S-a returnat brocoli. Dacă oferiți mai mult, dacă cine semn de vorbă în primul rând? 50 de lei pe el. Hai. Nu, nu, nu. Nu. Brocoli, ce păcat. Nu. Nu, este brocoli. Este brocoli. Perfect, brocoli. Cât oferi? Unde ați adus cu licitația? 50. La 50, da, luat la 50. Nu, lasă. Bine. 70 aduc. Ok, direct. Oferă cineva mai mult? 70. Nu mai un pic, Hane. 70. O dată. 70 de 2 ori. 70 de 3 ori. Ați judecat de bravo. Bravo. Așa, bun. Deci... Doamna... Da, Hane. Revenim! Așa, cum facem? Mersi, mersi pentru brocoli. Păi și cum o să facem? Hane, îl iau eu și ți-l aduc la Alba? Sau? Nu prea vă aud. Unde trimit banii? La Cătălin, îți pot. La Cătălin, bine. La angajat. La domnul angajat. Bine! Domnul Cătălin, scoateți banii, 70 de lei. Pot să-i dau... Mulțumesc, Cătălin! Pot să-i dau brocoli lui Cătălin să ți-l aducă? Da, da. Cătălin? Să nu-l mănânci. Sigur. Astăzi n-a vrut nici apă când a venit la mine. Mulțumim încă o dată, Hane. Mulțumesc și eu. Mai sunt dacă mă tentează ceva. Bun, mai avem. Să vă urmăresc. Mai avem un cartof bucătar. Așa. Cine dorește? Cartoful s-a oferit deja, dacă nu greșesc, 50. De domnul Nicolaidi. De domnul Nicolaidi. Sunt dacă...
Ca zis eu 60. De când are... Ofer eu 60 pe cartof. De când are copil mic domnul Nicolae? 60 de două ori. 60 de lei de două ori. Oferiți de mine. Oferă cineva mai mult? Îmi pare rău. 60 de lei de trei ori. Bravo! Bravo! Da. 60, uitați pe cartof și cu permisiunea dumneavoastră acest cartof l-am licitat și ofer lui Cătălin pentru băiatul. Da. Mai avem o ridiche. Mai avem o ridiche. Eu cred că dacă aveam și un morcov licitat și doamna ministru, că de cum ministru. Dar putem băga mâna în sacoșă și avem și morcovi acolo, Mihai, să știi. Da. Poate și mai cumpăr. Cine, poate că să cine dorește o ridiche? Ultimul obiect 20 de lei. 20 de lei o ridiche. E foarte drăguță. Oferi eu 50. Avem, s-a oferit 50. Vedeți, avem și frunze la ea. Nu mă importați că s-au oferit 50. Că ați trecut doar pe verdețuri? Da. Cu condiția să aibă plicul, să vină plic. Să vină plicul. Plicul este pe masă. S-au oferit 50 pentru această frumoasă ridiche. 50 de lei de două ori. Am băgat mâna în buzunar. 50 de lei de trei ori. Domnul președinte a băgat mâna în buzunar. Am un nebunțit. Foarte bine. Ieri după amiază, să știți că am bătut toate magazinele din București, să găsesc la Penny legumele, că la mine nu mai erau și am vrut să le iau pe toate pentru copii, 30 de bucăți, care eu le-am alergat, le-am cumpărat și au fost plătite de Cătălin și de Ioniță. Acum, mai departe, nu știu, domnișoara Izabela... Avem aici, din partea asociației, un ceas cu sinteză vocală, un ceas braille, să le și arătăm, dacă exact. Vă permiteți către cameră. Vă permit. Deci acesta să vă luăm eu este... Ăla este braille. Asta e ceas braille? Da. Dacă cineva vrea să... Dacă dorește cineva... De aproape. Plecăm de la 150 de lei. De lei. 150 de lei odată, dacă cineva pentru este interesat. Braille. Da. Da? Să vină în față? Am licitat eu. Domnul Dima, 150 de lei. Stați un pic, nu pot. Da. Eu am zis deocamdată 150. Am pregătit bani. Am înțeles. 160. 160 de lei? O dată. Mihai, ai spus 200? Am spus 200, da. Am spus 200. De două ori, domnul Mihai Dima, 200. 210 de la domnul Ioniță Liviu. Mai avem un ceas, domnul Ioniță. Dar vezi că ești și cu voce, Liviu. Dar ești cu voce, are și afișaj. 210 de două ori. 210 de trei ori. A judecat domnul Ioniță, bravo! Doamna Aurelia, vă rog. Să faceți și drumul de întoarcere cu bani. Și arătați-l și pe acesta. Acesta este un ceas cu sinteză vocală. Nu are afișaj braille. Costă tot 150 de lei. Cine oferă mai mult? Sinteză vocală, 150 de lei, are o cutiuță albastră. 170. 170 de la doamna Tirasela. Odată, doamna Tirasela. Mereu uit numele. N-are nimic, e mai de 170 de două ori. 170. 200. 200 de la Izabela. 210. 210. 210 odată. 300. Wow! Da, nu s-a terminat, da. 300 o dată, 300 de două ori, 300 de trei ori. Ați văzut? Bravo! Imediat vin și banii. Sau chemăm pe cineva. Nu. Hai, bani. Hai, de la început a fost... Mulțumesc! Bravo, Izabela! Bravo, Izabela, pe mine! Mulțumim! Și mai avem niște frumoase bastoane. Care fiecare dintre ele valorează 150 de lei? Avem trei bastoane. Sunt indispensabile atunci când vă deplasați la și trotuarul este la meeting sau trotuarul este blocat de o mașină. Le puteți folosi să zgâriați mașinile. Poți să-l deschizi. Deschidem. Deschidem bastoane. Cu rolă, Flavius, cu rolă. Hai să începem. Minunate! 150 de lei.
150 eu. 150 domnul Cosmin. Ați epuizat 100 de bastoane de la filiala București? Nu, nu. Primul baston 150 de lei. Primul baston 150 de lei. Avem 3 exemplare. 150 de lei Cosmin a oferit pentru un baston. Deci mai departe, dă cineva mai mult? Așteptam să le vadă și... Să le vadă da. Nu știu. Este aceeași? Da, cred că da. Cred că da. Da, dar aceeași mai departe. Dar se poate scoate cât un element dacă e. Se poate scoate elementul și da. E standard după aceea. Da, e destul de înalt, dacă vă uitați. După da. Ori. Deci, oferă cineva mai mult? De două ori, primul baston. 151 e. Da. A zis 160, bănuiesc. 160, nu? Da, da. 160 azi. 160? Da? 151 nu merge, 160. Chiar nu avem să vă domnul președinte, vă bucurești? Domnul președinte? Da, 100, iau eu 170. 170 odată avem 3 bucăți, domnul Cosmin. 170 de 2 ori, 170 de 3 ori am judecat. Bravo, Cosmin! Doamna Aurelia, aveți noastră grijă de bugetul lui. Are, are, sigur, sigur. Mai avem două. Mai avem două bucăți. Licitația pleacă de la 150 de lei bucata. Oferă 150. Aurelia. 150 de la domnul Filip? De la domnul Flavius. Flavius. 150 odată. 150 de două ori. 150 de trei ori. Ați judecat, domnul Flavius. Bravo, felicitări! Și mai avem unul. 150 eu. Tot domnul președinte oferă 150. Domnul Mic. 160 de la? Alina. De la doamna Alina. 160 odată. 170 eu. 170 domnul Cosmin. Mai un pic. Doamne, așa mă! Dea-o pentru colegi, atunci când merge pe zece, care are nevoie de două bastoane. Cu trei? Ce faci cu trei? Nu contează. Face negoți. Le vinde la suprapreț la membri. Oferă cineva mai mult? Nu, le ofer gratis la membri. Oferă gratis, auziți. Deci, cât a spus? 170. 170. Dă cineva mai mult? 170 de două ori. 170 de trei ori. Ați judecat. Bravo, felicitări și mulțumim, copii! Eu am deschis, eu am închis. Cosmin a câștigat. Se mulțumim că doamne Aurelia a reușit să-l convingă pe domnul Cosmin. Mai avem o surpriză, oameni buni. O secundă de liniște. Avem o surpriză. Doamna Aurelia Alexe a făcut o donație pentru această licitație, un costum popular despre care o rugăm pe Dumnezeu să ne povestească. Să vedeți ce n-ați văzut. Da, când am citit pe site la domnul Filip, m-am gândit prima dată ce aș putea eu să fac pentru acești copii. Pe mine mă impresionează foarte mult copii, mai ales copii bolnavi. Eu neavând copii, mi-e mult mai greu, ca să zic așa, sau invers, nu știu. Și din cele 20 de costume pe care eu le dețin acum, am ales unul așa mai cu flori, cu roșu, ceva mai, mai vioi, ca să și l-am am vorbit cu domnul Filip prin Messenger, prin asta și i-am spus propunerea mea, dumnealui a acceptat. Și acum sunt aici cu costumul pentru a-l licita. Cine l-a făcut? Costumul este făcut de mine. Am să vă rog să dați cât mai multe detalii pentru că Mihai e foarte interesat. Da, se poate purta deci de la o mărime a 42 pentru doamne care știm așa, până pe la 48. A, pe și pentru Mihai, și Mihai poate să-l facă. Așa, da. Deci... Să zic așa, o înălțime de până maxim 80, cred că îl poate purta foarte, foarte ok. Este din zona muntenie. Este, da, este din zona muntenie. L-am recondiționat din cusături vechi de la găsite de la mama mea, acum puțin mai cos.
l-am refăcut, l-am stilizat în așa, ca să fie purtat la diferite concursuri. Poți să-l ai în garderobă când vrei, cu orice ocazie. Ce, e fotă și? E fotă poale și breu. Deci fota e aceea care... Cine dorește ea această minunăție? Domnul Filip, mulțumim doamna Aurelia, să o aplaudăm! Domnul Filip, cât costă această minunăție? Prețul de pornire e de la 400 de lei. 400 de lei. Cine oferă? Dacă domnul Petrică, văd că a început să strângă sculele deja. Dacă avem pe cineva prin telefon, dacă cineva dorește să intervină. Deci 400 de lei odată acest costum. Mă uit la câțiva colegi care sigur și-ar dori să ofere... Hai, dai drumul la licitație. Mi-a dat drumul. Am spus 400 de lei. Da. 400 eu. 400 Mihai Dima. Vă rog frumos să aveți milă de el. Trebuie să mănânce mâncare caldă acasă. Vă dați seama că dacă nu ajunge... Am venit cu temă. A primit temă. 400 de lei de două ori de la Mihai Dima. Domnul Cosmin, a zis ceva? Aștepta să zică domnul președinte. Nu, a zis domnul prim-vicepreședinte. A zis domnul vicepreședinte. Domnul Cosmin, că nu. Atunci, 400 de lei adjudecat de domnul Mihai Dima. Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Aurelie, nu puteam că i-a purcat o licitație domnului Dima. Nu puteam să vă luci și pe a doua. Să-l purta sănătos, domnul Dima. Să-l purta sănătos. Da, fănuții aici? Stați așa, nu s-a închis. Tot am venit în rupere. Hai, stai un pic. Și venim în costumul. Și o prestăm pe doamna Ursula. La ce să mă ajut la costum, vă rog? 400. Dar ce? Nu e corect. Dar cu cine suntem? Domnul Olaru. 500. 500. Ce am făcut? E un costum din munțenia, domnul președinte. E un costum din munțenia. Hai, nu te lăsa. E un pic mai. Hai, ce faci? Nu te lăsa. 500 oferă cineva mai mult? 500 de la domnul Mihaiță Olaru. Domnul Dima, ați spus ce? 550 eu. 550 Mihai Dima, wow! Ne auziți, domnul Olaru? Pe zi, odată? Domnul Olaru, ne auziți? 600 de lei de două ori. Domnul Mihai, ceva? Nu e corect. Oameni care nu sunt prezenți și care e puțin când e puțină. Păi Mihai, dacă... 650. Bine, atunci mă retrag. Domnul Olaru, aveți o pere de la mine. 650. Am dat 400 din nou. Da, mă, dar sunt aici. Am dat 400 din nou. Lasă-mi, hai, că e pentru cauză nobilă. Mulțumim mult, domnul Olaru. O plăcere, plăcere, drag. Mamă, ce tare. Eu nu vă mărturisesc sincer că am avut mare emoții, am discutat cu doamna Aurelia, cred că săptămâna trecută, da. Și îmi exprimam așa, nu știu, neîncrederea că vom reuși să dăm costumul, dar uite că avem oameni generoși și să-i mulțumim soției domnului Mihăiță. Să bănuiesc că dânsa a fost care și l-a dorit, probabil. Și dacă dânsa și l-a dorit, știți cum e, dacă e ordin cu plăcere. Mulțumim, Mihai! Mulțumim, Mihai! Avem o dorință să vindem și ciocanul. Corect, da, da, da. Acum sper că nu mă licitați și pe mine. Aurel. Domnul Filip vrea să doneze 100 de lei. Iată. Din partea lui domnul Filip, care nu a avut noroc, care nu a avut noroc să liciteze, îl dorește să doneze 100 de lei. Mulțumim. Mulțumim. Pe cine avem în direct? Pe Hane. Vrei să iei? Vrei să sunați pentru că vreau neapărat tocanul. Imediat. Felicitează?
Da. Da. Licităm tot. Da. Și, nu și, și cel care a ținut licitația se licitează. Cristina? Orice. Da. Cristina, vină un pic. Deci... De la cât începem, domnul Filip? Cât e soția pe tine? Ia. Mă dă gratis, numai să nu mai văd. Nu știu, nu pot să spun cât a costat ciocanul. De la 50 de lei. 50 de lei. 50 de lei. 50 de lei. Oferă cineva, oferă mai cineva mult de 50 de lei? 100 de lei, de lei, 100 de lei e un pe ciocan. Cineva? 120. Cineva vrea să-i facă analizele lui Mihai? Sigur e ok? Mariana, ești aici? 100? Nu vreau să-ți dea ajutor. Domnul președinte, la doping. 120 cane. 120 cane. Să așteptăm puțin. Da, să vină doamna Mariana. Da, să vină doamna Mariana cu zisul. Pentru a treia oară în ziua de astăzi, doamna Mariana... Cred că am și un mesaj pe WhatsApp. Așteptăm să vină doamna Mariana. Ane, îmi pare rău că te ținem în suspans. Mariana, unde ești? Aștept, vreau să îl fac cadou soțului. Merită. Aștept. Ah, am putea truca licitația asta. Mă duc și mai achiziționez de la Mariana. Așteptăm pe doamna Mariana cu plicul. Stai că nu răspunde. Îți dau eu. Ai tu, Petre? Ce? 100 de lei la tine? N-am. S-a ajuns la 120 sau nu vă zmin? Nu, 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 că eu vroiam. Am înțeles. Nu, nu, nu. Că zi s-a retras din lupta. Eu am luat ce am vrut. Da. Hane, ne pare rău că te ținem în suspans. Domnul președinte a plecat să facă plinul la buzunar. Am apărut. Da, Ana e pregătită de... 120, 120 s-a oferit de la... Domnul președinte, dați mai mult? 200. Ce faci cu scurciocanul ăsta? 200 de lei de la domnul președinte. Hane, dacă nu vei reuși să obții ciocanul ăsta, promit că ți-a zic eu pentru Fericianul 1. Da, mă, domnule, ce faci? Ții cu licitația sau? Cu licitația, dar nu pentru Fericianul. Dai mai mult? 200 de ori? Păi nu pot să mă bag chiar peste domnul președinte. 200 de lei de 3 ori adjudecat de domnul președinte. Care bravo! Îmi fac cadou doamnei care a fost la telefon, doamnei Iani. Mulțumim, Hane! Hane, tot la Cătălin ajunge. Ce frumos! Mulțumim frumos! Cam asta a fost licitația noastră. Iarăși vă mărturisesc că nu știu cât s-a strâns în cutie. Acum o să procedăm la numărarea banilor. Dar la fel s-au depășit cu mult, cu mult așteptări. Petrică, mai vindem ceva de acolo? Domn președinte, putem să vindem masa, scaunul? Avem un tricou. Aveam un tricou, da. Dacă... Păi, am de schimb. Mulțumim. De schimb. Deci, mulțumim că ați fost. N-am pregătit momentul. Mulțumim că ați stat alături de noi. N-am terminat Isabela, dacă știu că nu ați terminat. Vreau să vă spun că acum două săptămâni, când am avut prima întâlnire aici la sediu și am discutat cu domnul președinte, cu Mihai Dima, cu doamna Cristina, i-am avertizat, nu l-aveam încă făcut tricou, că o să-mi fac un tricou cu nevăzători neafiliați. Imaginați-vă că intră un PSD-ist cu tricou PSD în sediu PNL, ceva de genul ăsta. I-am spus că voi prezenta acest eveniment în acest tricou. Domnul președinte a gustat gluma și a spus, nicio problemă, te blurăm. Nu m-au blurat, iată-mă aici. Am văzut un politician, n-am să-i spun numele, care a răspuns cu umor... Când cineva a făcut o caricatură cu chipul lui și cu un ciolan și el a spus, apreciez gestul, dar eu sunt vegetarian. Bun. Dacă domnul președinte m-a provocat, ultimul obiect care se scoate astăzi la licitație, aveți cuvântul meu că nu a fost nimic pus la cale dinainte, este acest minunat tricou cu nevăzători neafiliați. Am tricou de schimb, deci nu vă speriați, n-am să mă dezbrac aici. Și scoatem tricoul la licitație la prețul de achiziție. Avem bonul la el, 60 de lei. Cine nu mai am ciocan să... Cine dă mai mult, nimic, dăm cu pumnul. Am clopoțel aici. Domnul președinte are clopoțel. Îl rog să facă oficiile de moderator. Domnul președinte, okay. Are legătura. Bun. Deci avem 60 de lei, da?
Cine oferă mai mult pentru tricou? 100. 100. Cerasela, da? Cerasela, da. Da, da. 100 odată, cum fac? Da. 100 odată? Domnul Dima. Domnul Dima? No. Domnul Cosmin? Nu, nu. E mărimea dumneavoastră? Nu, no, mulțumesc. Îți vine mănușă. Vă vine mănușă, domnul Cosmin. 100 de două ori. Și 100 de trei ori. Bravo! Este un coleg care a licitat pentru niște plușuri, da? Nu mai știu cine. Eu. Cine? Eu. Uite, ai un pluș de la mine. Eu l-am donat pe al meu. A? Bun, atunci bine. Și eu am câștigat unul și l-am oferit lui... Păi știu că ai dat cuiva, nu știu cine. I-am dat lui Cătălin Nicolae de pentru mine. Este aici? Da, băiatul aici, sau da. Domnul Cătălin? Da, aici. Poftim? Ok, cine? Deci închidem live-ul? Nu închidem live-ul, nu, Doamne ferește. Deci, dacă ne permiteți, Petrica, ne pui o melodie câteva minute. O să facem următorul lucru. Mulțumim frumos, Aurelia! Mulțumim o dată! Am luat o mică pauză! Mulțumim o dată pentru postul. Care vrei? Deci, luăm o pauză de 3 minute ca să pot să dau și eu tricoul doamnei care l-a licitat, să merg să mă schimb. Iar până atunci... Noi golim cutia până să... Da, nu. Am să rog 2-3 persoane să numere banii din cutie. O să anunțăm în suma totală strânsă. Eu am să ridic cash-ul. Și în secunda 2, suma care se regăsește în cutie va fi transferată în acest moment din contul meu personal, direct în contul fundației, cu rugămintea către fundație ca acești bani, doamna știe, doamna Maria Bolea, o să o mai luăm încă o dată, dacă se poate, un minut la final după ce aflăm suma. La fel va fi cheltuită de, împreună cu noi, când o să ajungem la Alba Iulia, pe necesitățile fundației. Încă o dată vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru generozitate și pentru participare. A fost o onoare să fiu alături de toată lumea. Mulțumim tuturor, deci, stați cu noi! Două de pauză, rămâneți cine ne ajută cu noi. Ai dezbrăcat omul! Doamna Cerasela, reviți! Viața noastră, ce-ați vă mântuia.
Și să știți că este un moment foarte mai bine.
Liniște, am terminat, da? După numărarea darului, după numărarea voturilor, s-au strâns 4.720 de lei. Eu zic că e o sumă pe care... Prima dată. Doamna Maria, sunteți cu noi? Da. Avem o veste bună pentru dumneavoastră. Ia spuneți. Nu știu dacă ne-ați urmărit. În urma licitației a obiectelor, vreau să vă spun că mi-am vândut inclusiv tricou de pe mine. O doamnă l-a achiziționat și în ofer. Tricou în care am prezentat evenimentul. S-a strâns frumoasa sumă, stați să nu greșesc, de 4.720 de lei. Deci numai astăzi, dar licitații, s-au strâns 4.720 de lei, bani care în următoarele secunde vor pleca din contul meu către dumneavoastră, la fel cu rugăminte, acești bani vor fi cheltuiți pe 25 atunci când venim, ca să nu... Nici o problemă, că găsiți în cont, vă mulțumesc foarte mult, vă suntem foarte recunoscători pentru efortul ăsta care l-ați făcut, că știu că la toată lumea e greu. Dacă cineva vrea să mai adauge ceva până introduc eu datele... Mulțumim foarte mult, doamna Maria! Mult respect! Noi vă dorim sănătate! Mulțumim mult pentru tot ceea ce faceți acolo! Ce să zicem? Asta este, nu mă mai lupt cu ei și facem ce putem. Dezvolte abilitățile, mai mult de atât. Vă mulțumim foarte mult, să o aplaudăm încă o dată pe doamna Maria. Sănătate și toate cele bune vă doresc, sunteți niște oameni minunați. Să rog pe cineva care vede normal să vină să mă ajute. Cristina. Cine mă ajută? Okay. Păi trebuie să introducem Ivanul, care l-avem acolo pe banner. Nu am ochelari. Așa, doamna Cristina ne ajută. Deci, la beneficiar... Trecem proiectul Viziunea Nevăzută. Sănătate și mulțumim pentru toate. Doamna Maria, mai un pic. Mai trecem... Vă așteptăm pe la Alba Iulia. Doamna Maria, mă auziți? Da. Cum trecem numele asociația proiectul? Facem donația acum în momentul ăsta. Da. Asociația proiectul Viziunea Nevăzătorilor. Ok, imediat. Mulțumim mult! Noi vă mulțumim din suflet. Suntem niște oameni minunați. Dar noi la bancă n-am venit. Facem pe urmă. Bun. Să închidem live-ul. Imediat o să facem și plata. Nu pot să plec de aici, deși am luat banii cash. Domnul președinte va avea grijă să închidă ușa până fac plata. Mulțumim. Mulțumim tuturor. Tu ai închis-o la început în sumă, la final. Deci am închis live-ul, da? Da. Așteptați un pic. Butonul de pe cameră.